Participanți, speaker, mult stimată audiență online, în numele Agenției de Investiții vă spunem tuturor bine ați venit și vă mulțumim foarte mult pentru că ați ales ca în următoarele 2 ore să fiți alături de noi la acest eveniment, devenit deja tradițional. Evenimentul se numește Export Morning, dedicat antreprenorilor autohtoni pentru a își spori capacitățile, competențele pentru un export calitativ. Și astăzi vom vorbi despre piața din Federația Rusă. Înainte de a trece la agenda nemijlocită a evenimentului nostru, permiteți-mi să vă informez că evenimentul este cu traducere sincronă, de aceea dumneavoastră, dacă vreți să beneficiați de traducere în limba română, trebuie să selectați la dumneavoastră în panelul de mai jos, este simbolul globului pământesc în care sunt opțiunile de limbă. Pentru limba română selectăm opțiunea de spaniolă, pentru că nu, din păcate nu era limba română listată în sistemul informațional și pentru cei care au necesitate de a audia traducerea în limba rusă, își selectează limba rusă. Pentru de această opțiune pot beneficia doar participanții înregistrați la eveniment, cei care doar ne urmăresc live, aud limbajul original al acestui eveniment. Totodată, în cazul în care aveți necesitate de traducere, o puteți face această înregistrare chiar acum pe durata evenimentului. Și cu permisiunea dumneavoastră, voi spune același lucru în limba rusă pentru cei care ar dori să beneficieze de această opțiune. Уважаемые дамы и господа, во-первых, добрый день и разрешите от лица Агентства по инвестициям приветствовать всю нашу онлайн-аудиторию, где бы она ни была. Уважаемые дамы и господа, от лица Агентства по инвестициям разрешите поприветствовать вас и выразить благодарность за то, что вы выбрали, чтобы предстоящие 2 часа вы находились вместе с нами на этом мероприятии, которое сегодня уже традиционная наша 8-я сессия, но она посвящена предпринимателям, которые заинтересованы в увеличении возможностей, расширении своего потенциала для экспорта на рынке Российской Федерации. Данное мероприятие имеет синхронный перевод, но оно осуществляется только для тех, которые зарегистрированы. Поэтому кто чувствует необходимость для переводно на румынский или русский язык, потому что это будет двуязычное мероприятие, с учетом того, что у нас есть гости, как в качестве спикеров. Поэтому мы вам предлагаем зарегистрироваться даже в процессе данного мероприятия. И с вашего позволения я перейду непосредственно, с вашего позволения начнем непосредственно наше традиционное мероприятие. Suntem la cea de-a 8-a ediție a evenimentului Export Morning, care vine cu un subiect deja tradițional, tradiție și potențial în export, despre piața moldovenească și cea rusă. De mai bine de 29 de ani, relațiile comerciale-economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă au evoluat, poziționând marele stat eurasiatic pe locul 2 printre principalii parteneri comerciali ai țării noastre la nivel mondial. Tradiționalul eveniment Export Morning permite antreprenorilor să cunoască piața rusă din perspectiva companiilor locale, care reprezintă astăzi sectoarele de top pentru export, dar și să afle experiența de comerț bilaterală pre-pandemie, situația actuală, și viziunea de viitor privind exporturile sau potențialul pentru exporturi pe piața Federației Ruse. În contextul crizei pandemice, potrivit Băncii Mondiale, care a realizat o cercetare a evoluției recente ale economiei, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și recesiunea partenerilor economici principali vor constrânge în continuare exporturile, respectiv, seriile de webinare realizate de Agenția de Investiții vin în întâmpinarea acestor provocări tocmai pentru a identifica noi căi de acces pentru exportatori, a crește competitivitatea pe piețele externe
și într-un final de a beneficia la o extensie mai largă de facilitățile care le oferă acordurile de liber schimb semnate de către Republica Moldova cu alte state. După valoarea capitalului investit, Federația Rusă se situează pe locul 2 printre principalii parteneri comerciali a Republicii Moldova la nivel mondial. Exporturile către Federația Rusă pentru anul 2019, în conformitate cu datele Biroului Național de Statistică, se însumează la circa 250 milioane dolari SUA, ceea ce constituie de fapt o creștere de peste 14% comparativ cu anul 2018. În speranța sporirii cifrelor menționate, Republica Moldova și Federația Rusă continuă să dezvolte cadrul legal al cooperării bilaterale moldoruse, care constă la ziua actuală deja din 162 de documente semnate bilateral și 28 de acorduri de cooperare cu regiunile ruse. Odată ce Agenția de Investiții a împlinit recent, în această lună, 2 ani de activitate, nu voi rata ocazia să trec în revistă doar câteva dintre acțiunile realizate sau susținute în această perioadă prin prisma colaborării și promovării Republicii Moldova în Federația Rusă. Și printre evenimentele bilaterale de rezonanță este participarea Republicii Moldova în cadrul expoziției internaționale, precum este World Food Moscow, expoziție dedicată producătorilor din sectorul agricol, care a rezultat către finele expoziției cu un export în valoare de 48.000 dolari SUA. Evenimentul din domeniul industriei ușoare, Collection Premier Moscow, este un eveniment de asemenea tradițional deja pentru producătorii din industria ușoară și cu mare drag a fost susținut participarea delegației din Republica Moldova și la această expoziție, a generat un volum de export de peste 7 milioane de euro și negocieri cu 30 de magazine din 10 orașe ale Federației Ruse. Turismul este un alt domeniu economic căruia Agenția de Investiții acordă maximă importanță. Astfel am susținut prezentarea ofertei turistice în cadrul expoziției anuale Oddych Leisure Moscova, iar un număr impresionant de vizitatori, de altă dată de fapt turiști digitali, i-am obținut în urma realizării emisiunii dedicate Republicii Moldova în ciclul de programe de călătorie cu titlul Zvuki Vsyudu la postul rus de televiziune Poyekhali TV, iar ediția despre Republica Moldova din cadrul emisiunii Poyedim Poyedim de la canalul rus NTV a bătut recordul tuturor destinațiilor anterioare, adunând 167.000 de vizualizări online în doar 2 luni, devansând astfel Georgia, România și Serbia. La momentul actual, cifra deja atinge 396.810 vizualizări și tocmai pentru că reportajul din cadrul emisiunii Poyedim 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 a avut acest succes, am fost solicitat să realizăm încă o ediție pentru care suntem deschiși și lansez pe această cale invitația, ca de obicei, către prestatorii de servicii turistice din țara noastră pentru parteneriate, pentru a prezenta încă o dată o prestație cât mai înaltă și a o prezenta Republica Moldova drept o destinație atractivă pentru această piață, alături de gastronomia și produsele oenologice cu care ne mândrim, mai avem și turism de aventură, rural, multietnic, business și așa mai departe. Acestea fiind spuse, am toată încrederea că sesiunea Export Morning de astăzi va deschide mai multe uși spre colaborare și va extinde perspectivele de dezvoltare prin oferirea unor idei noi de afaceri care vor fi desprinse din cadrul sesiunii de astăzi. Și acum, cu mare drag, vreau să ofer cuvânt pe rând persoanelor din partea autorităților statului, din ambele state, pentru mesaje de salut, pentru discuții din partea dumnealor, ca să vă salute pe dumneavoastră. Și pentru acest lucru voi trece la limba rusă.
И с большим удовольствием я, во-первых... Cu mare drag, aș dori să salut domnul Vladislav, salut pe domnul Vladislav Darvai, care este reprezentantul comercial al Federației Ruse în Republica Moldova. Domnule Darvai, dacă ne auziți, vă rog să vă conectați camera video și microfonul. Так. Ну, во-первых, и сами, пожалуйста. Сейчас. Да. Да. Ну, во-первых, добрый день и выражаем примуренд. Везек bună ziua. Și îmi exprim respectul și gratitudinea pentru participarea în evenimentul de astăzi și din numele Agenției pentru Investiții. Aș dori să vă spun că apreciem înaltă cooperarea cu reprezentanța comercială a Federației Ruse în Republica Moldova. Datorită acestei cooperări, întreprinzătorii pot beneficia de garanții de stat în ceea ce privește încrederea, în primul rând, și din și cu permisiunea noastră aș dori să prezentați auditoriului viziunea Federației Ruse privind viitorul relațiilor comerciale între țările noastre. Mulțumesc, Rodica, și salut toată lumea și ne urez tuturor discuții interesante. Aș dori să vă zic că Rusia a fost și rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, după cum a menționat Rodica, conform totalurilor anului 2019, exporturile în Rusia, în Federația Rusă au ajuns la cifra de 250 de milioane de dolari și volumul vânzărilor a ajuns la un miliard. Rusia susține agenții economici din Republica Moldova. Din anul 2014, crește importul produselor industriale rusești în piața Republicii Moldova? În opinia noastră, acest lucru confirmă înaltă calitate și prețul competitiv al mărfurilor rusești. Putem vorbi despre o creștere semnificativă a volumului de livrări de îngrășăminte minerale, putem vorbi de asemenea despre tehnica agricolă și mijloace de transport. Noi trebuie să tindem spre sporirea eficienței interacțiunii, să creăm condiții pentru raporturi comerciale, pentru cooperare și să mergem împreună spre creșterea avantajelor comerciale. Pentru aceasta avem un instrument extraordinar, interstatal. Este vorba de Comisia Interguvernamentală pentru Cooperarea Comercială Economică. Ea acoperă întreg spectrul de interacțiune între țări și de asemenea ridică deschiderea și disponibilitatea părților. Reprezentanța comercială este o instituție de stat și reprezintă blocul economic al Guvernului Federației Ruse. Ministerul Economiei, Ministerul Industriei și Comerțului și Rosselhoznețorul și Rospotrebnețorul. Sarcina noastră, mai întâi de toate, este cu siguranță să ajutăm businessul rusesc să-i protejăm interesele în piețele unde suntem prezenți, dar și să reglementăm problematica raporturilor bilaterale între agenții economici. Deci, se dezvoltă sistemul de reprezentanță comerciale în întreaga lume. Sistemul este unul eficient. Exportatorii noștri au posibilitatea să comunice la direct, să se adreseze la direct sau prin intermediul Ministerului pentru Industrie, solicitând diverse asistență și noi interacționăm inclusiv și cu agenția noastră și soluționăm astfel de probleme. Și propun să fie transmis cuvântul următorului vorbitor. Eu am să mă implic în decursul discuțiilor și urez tuturor discuții interesante. Mulțumim, domnule Darvai. Speakerii sunt disponibili în chat pentru a răspunde la întrebări.
pe care nu o să le putem acoperi în cadrul evenimentului. Noi o să le procesăm în scris și o să revenim cu un răspuns. Și acum trec iarăși la limba mea maternă. Da, așa, deci continuăm evenimentul și cu mare drag. Vreau să ofer cuvânt de această dată secretarului de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a Republicii Moldova, doamnei Iuliana Drăgălin, care este una dintre persoanele la nivel instituțional care contribuie nemijlocit la impulsionarea relațiilor bilaterale, fiind un membru al comisiilor mixte interguvernamentale, un negociator foarte bun și perseverent al acordurilor de liber schimb și a cărei prezență în fiecare sesiune de fiecare dată este o onoare pentru noi. Doamna Drăgălin, cu mare drag, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Berbeniuc, pentru apreciere, dar suntem o echipă și sunt sigură că tot ce ne reușește la Ministerul Economiei este datorită că avem o echipă unită, avem atât din partea susținerea din partea agenției, cât și de investiții, cât și a tuturor colegilor care sunt implicați. Ну, я уже перейду, уважаемые дамы и господа, на русский язык, так, чтобы было более понятно нашим коллегам. Приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия, которое является отличной платформой для конструктивного обмена мнениями, касающейся торгово экономических взаимоотношений. Взаимоотношений между Молдовой и Российской Федерацией. В этом контексте хотела бы отметить тот факт, что мы значительно активизировали как политический, так и экономический двухсторонний диалог на всех уровнях, повестка которого достаточно насыщена и охватывает самые сегодня самые различные опыты. Данный форум, организованный коллегами в режиме онлайн, он является доказательством существования взаимного интереса в продвижении экзистенции обсуждения торгового и инвестиционного потенциала выработки предложений по улучшению делового климата и так далее. Говоря о внешнеторговом обороте между нашими странами, отрадно отметить, что Российская Федерация занимает второе место стран-партнеров, с которыми Республика Молдова развивает экономические отношения. Таким образом, за 5 месяцев текущего года внешний оборот Молдовы с Российской Федерацией составил 357,4 миллиона долларов. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 12%, потому это всему виной пандемия, которая не позволила нам раскрыться в полной мере. А также экспорт увеличился на 6%, импорт по сравнению с аналогичным периодом уменьшился на 18%. Но я убеждена в том, что реальный потенциал наших стран намного превышает данные цифры, а подобного рода дискуссии даже в режиме онлайн стимулируют предприятия или продолжить развивать сотрудничество и содействовать росту торгового товарооборота и инвестиций государств. Также считаю, что одним из важных направлений в расширении и углублении торговой сотрудничества нашими странами является совместное обеспечение благоприятных условий для установления деловых контактов и развития прямых связей между действующими субъектами и странами.
Дополнение, хотела бы отметить о важности проведения очередного заседания межправительственной Молдавской и Российской комиссии по экономической ситуации, которая запланирована на о котором говорила и госпожа Вербенюк. И данный вопрос также обсуждался в рамках встречи с председателем МВК, который организовывался в июне в формате видеоконференции, на которой стороны конкретно уже договорились о проведении как заседания МВК, так и форума сотрудничества. Я уверена, что информация, которая будет представлена сегодня во время форума, еще больше раскроет Молдову как надежного и ответственного экономического партнера в реализации совместных проектов. В данном контексте хочу отметить идею создания и развития одного из крупнейших молдо-российских проектов на территории республики. Это торгово-логистический хаб, концепция которого разрабатывается совместными усилиями в сотрудничестве с российскими и молдавскими инвесторами. Целью данного логистического центра является координация производства и стимулирование создания уникальных продуктов высокой добавленной стоимостью, обеспечение хозяйствующих субъектов условиям хранения, лабораториями и логистикой. Будет очень хорошей платформой связи между бизнесом российским и молдавским бизнесом. В рамках сегодняшнего мероприятия у нас есть возможность обсудить и новые формы взаимодействия, а также наметить дальнейшие для разрешения всех приоритетных задач. Также могут быть поднятые вопросы, которые могут быть аспектом для обсуждения в рамках. Я желаю всем нам успешной и плодотворной работы, и я уверена в результатах, что данного онлайн-мероприятия rezultatele acestui eveniment online ne vor aduce o colaborare frumoasă. Foarte mult, doamna Drăgălin, pentru acest mesaj încurajator și cu mare drag eu vreau să o prezint, să o prezint următorul speaker la acest eveniment cu un mesaj nu doar de salut, dar și cu o mică discuție. Este vorba despre doamna Oxana Greceanu, ministru consilier la Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă. Bună ziua, doamna Greceanu. Mă rog să vă includeți microfonul și să porneți video ca să și vă vedem. Și video. Și vreau doar să menționez că în prezența doamnei Greceanu avem nu doar un susținător al antreprenoriatului nostru nemijlocit, care are tot suportul informațional, tehnic, asistență în Federația Rusă, dar este și acel ambasador al dosarului economic care nemijlocit este implicat în organizarea tot felul de primiri, de începând cu primirea delegației, cât și sesiuni de B2B-uri, tot ce este necesar, de fapt, pentru a asigura o asistență și a impulsiona relațiile bilaterale existente între țările noastre și a susține antreprenorii noștri în calea lor de acces și de extindere pe piața Federației Ruse. Doamna Greceanu, dumneavoastră, cum spuneam, dețineți o experiență practică în teritoriul nemijlocit, interacționați cu antreprenorii noștri, îi susțineți în aceste eforturi de promovare. V-aș ruga foarte mult să conturați prin prisma dumneavoastră care sunt acele dificultăți, deficiențe cu care se confruntă antreprenorii noștri și care trebuie să le depășească pentru a deveni mai competitivi pe o piață atât de concurențială.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать. Bună ziua, dragi colegi. Mă bucur să vă salut pe toți. Mulțumesc, doamna Verbeniuc, pentru astfel de oportunitate frumoasă de a organiza un astfel de eveniment. Și sper că va deveni o tradiție frumoasă și ne vom întâlni cât se poate de des în astfel de format și vom discuta diverse probleme și nu doar probleme, dar și succese. Cu siguranță, Federația Rusă rămâne partenerul principal strategic pentru Republica Moldova și eu deja mă aflu de ceva timp aici și pot să zic că cea mai mare problemă cu care se confruntă antreprenorii noștri este concurența. Piața rusească importă multe lucruri din diferite piețe, inclusiv din Europa. Eu aș zice că cea mai mare problemă este problema de marketing. La ce trebuie să atragem atenție? Uite, dacă să luăm exemplul Georgiei, ei au investit foarte mult în marketing. Aceste investiții s-au întors ulterior. Cu siguranță trebuie să veniți să participați în diverse evenimente în Federația Rusă. Noi deseori... Doamna Dragălin, vă deconectați, vă rog, microfon. Mersi. Trebuie să menționez că secția comercială economică dispune de o experiență frumoasă în ceea ce privește vizitarea regiunilor. Nu dăm accent doar pe Moscova. Tot mulți sunt deprinși că importurile trebuie să fie doar în Moscova. Noi oferim antreprenorilor noștri o platformă bună pentru a avem legături directe cu partenerii lor, noi ne întâlnim cu camerele de comerț în regiuni. Sunt foarte deschiși. Ar fi mult mai simplu să mărești în piața regiunilor Federației Ruse. În cadrul expozițiilor se poate spune că antreprenorii noștri se manifestă foarte bine, chiar și într-o market care are loc în fiecare an. Și Moldova se prezintă destul de bine, destul de deschis și există și cerere. Dacă revenim la producția principală, de exemplu, companiile producătoare de vinuri, aici ar fi o problemă să ne merim în piață o competiție acerbă. Drafturile sunt ocupate de Federația Rusă, de Spania, de alte țări care produc vinuri destul de bune și cred că trebuie să fim atenți. Nu știu dacă vom putea să ne descurcăm de sine stătător. Диалога, и мы всегда направляем все наши предложения, что у нас возникают и появляются, чтобы активно сотрудничать. Из-за пандемии, конечно же, сейчас перекрыты многие возможности, но мы надеемся, что к сентябрю-октябрю откроются границы, откроются дороги и будет больше возможностей, чтобы наши предприниматели снова попали на российский рынок и участвовали в различных мероприятиях. Ну а нам до хороших дискуссий в дальнейшем и надеемся на сотрудничество. Mulțumim foarte mult. Totuși eu aș mai avea o întrebare către dumneavoastră, dar înainte de a trece la, a spus că nu credeți că o să am putea să ne descurcăm de unii singuri în momentul în care vă refereați la promovarea și accesul vinurilor pe piața din Rusia. La ce vă refereați dumneavoastră? Care ar fi acele posibilități și cu cine ar trebui noi să conlucrăm pentru a ne descurca mai bine?
Сотрудничать мы, например, даже когда мы ездим по регионам, мы делаем всегда запрос в торгово-промышленные палаты. Chiar când mergem prin regiuni, facem cercetări la camere regionale. Și întreabă care domeniu este interesant. На встречах, соответственно, нам преподносят эти компании. Și aceste companii în cadrul reuniunilor ne spun ca antreprenorii moldoveni să lucreze la direct cu companiile ruse regionale. Deci noi le oferim o platformă liberă de directă, deci niște reuniuni la nivel de guvernator. O experiență foarte bună este Kursk, Iaroslavl, Voronezh, sunt foarte cointeresați de produsele moldovenești, sunt într-adevăr deschise spre cooperare. Chiar dacă vorbim de diferite rețele regionale, ei vin la noi și spun că noi suntem gata să lucrăm cu produsele moldovenești, veniți la noi. Și am redirecționat de mai multe ori asemenea interpelări și solicitarea noastră este următoarea. Mai des să fie atrași antreprenorii, în așa fel ca notificările noastre să ajungă la ei, pentru că, într-adevăr, regiunile rusești sunt deschise spre cooperare, fără intermediari, fără nimic, deci la direct. Piața centrală din Voronezh este foarte deschisă, care este gata să coopereze cu noi. Avem și informații despre piața din Kursk, care poate să ofere o platformă pentru produsele moldoveni să livreze produsele moldovenești. Deci este deschidere maximă din partea pieței rusești. Depinde cât de gata sunt antreprenorii producătorii noștri. Vă mulțumim pentru acest mesaj, declarație, de fapt adresat către antreprenorii autohtoni, care sper că ne aud acum. Deci mesajul este și invitația este de o conlucrare directă, iar dumneavoastră le puteți face absolut toată asistența pentru aceste contacte relevante, directe, de credibile, care pot să asigure această conlucrare mai eficientă, evitând niște pârghii dintr-un ciclu mai complicat, să zic, de construirea unei relații. Și dacă este să continuăm această idee de, la care vă referați dumneavoastră, cum să optimizăm sau cum să susținem antreprenorii noștri pentru a și îmbunătăți, în primul rând, competitivitatea și prezența acolo, care ar fi recomandările dumneavoastră către antreprenorii noștri privind la platformele, instrumentele, canalele de promovare pe care aceștia ar putea să le utilizeze pentru a fi mai vizibili, a fi la locul potrivit, cu niște costuri eficiente, pentru că întotdeauna partea de costuri este importantă atunci când vorbim despre o promovare targetată care să aducă și rezultate. Ну, тут я, наверное, поставлю акцент на два важных... Probabil că o să pun accent pe două lucruri importante. E vorba de marketing foarte bun și participarea personală, inițiativa într-adevăr personală și posibilitatea de a se vinde, de a-și vinde producția, mai bine zis. Este într-adevăr necesar, așa cum menționat, competitivitatea este foarte mare, este abundentă și piața și trebuie într-adevăr să dovedim într-adevăr că noi suntem competitivi și la preț și la calitate. Dacă vorbim de acești producții vinicul, noi cu siguranță nu suntem mai rei nici de vinurile italienești sau franceze. Ținând cont că vinurile noastre la toate concursurile internaționale au luat locuri de top și cele mai bune medale. Și o sticlă franceză costă 60 de euro, unul moldovenesc o cumperi cu 10 euro. Și iarăși se pierde pe rafturile din supermarketuri, pentru că, iarăși, marketingul trebuie să lucreze și sprijinul statului. Este indispensabil. Mulțumim foarte mult. Noi, subiectul legat de vinuri, cam în fiecare sesiune pe care am avut-o în Export Morning, ăsta era un sector, un domeniu căruia îi ofeream un timp special. În principiu, nu diferă foarte mult de la o piață la alta felul în care, deci rezultatul depinde de acea promovare corectă și o
peste tot există concurență, dar în piețele în care s-au depus niște eforturi mai mari, s-au investit inclusiv în partea de marketing și de promovare, plus s-a asigurat o prezență fizică, ceea ce ați remarcat și dumneavoastră că este foarte important ca antreprenorii să fie prezenți când vorbim de expoziții sau vorbim de întrevederi, să fie prezenți nemijlocit acolo ca să se implice în această efort de promovare, acolo sunt și rezultate mai bune deja și dinamica este în schimbare. Vă mulțumim foarte mult pentru mesajele dumneavoastră. Rămâneți cu noi pe parcursul evenimentului. În cazul în care veți avea întrebări, la sesiunea de întrebări și răspunsuri, vi le vom adresa în mod separat. Un lucru foarte important de remarcat, în prezența Ambasadei Republicii Moldova avem acel partener instituțional în Federația Rusă care astăzi încă o dată și-a declarat deschiderea de a oferi toată asistența necesară în momentul în care se va apela la dumnealor ca să ne susțină în aceste eforturi pentru un export calitativ. Astea fiind spuse, prima parte a sesiunii Expert Morning o încheiem aici și cu mare drag vreau să ofer cuvânt expertului nostru economist, domnul Andrei Crigan, care va veni cu partea foarte relevantă de prezentare macroeconomică a acestei piețe despre care tot discutăm, în care va aborda tradițional atât canalele de acces, cele mai eficiente, structura pieței, preferințele consumatorului și toate cele detalii foarte importante care sunt necesare bine de știut de acasă în momentul în care vrem să exportăm către Rusia. Drag Andrei, ai cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc, Rodica. Vreau să salut toți participanții, toți vorbitorii de astăzi, audiența noastră mult stimată. Și vreau să vă împărtășesc și eu bucuria mea că continuăm sesiunile Export Morning. De această dată abordăm o piață foarte și foarte interesantă, apropiată. Este vorba despre piața Federației Ruse. Și tradițional am pregătit o prezentare pentru a veni în fața domnilor voastre cu date cantitative și calitative despre piața rusă. Și am intitulat-o Tradiție și potențial, pentru că avem un istoric legat de această piață și un potențial enorm conduce această piață și haideți să vedem, să-l explorăm împreună. Deci, iarăși, tradițional încercăm să răspundem la întrebarea atunci când abordăm piețele, de ce Rusia de această dată, pe lângă faptul că este cel mai mare partener comercial din cadrul Comunității Statelor CSI, este și cea mai mare piață în termen de populație, în materie de economie și, respectiv, câteva motive aș vrea să aducem aici. Deci, spuneam că este cea mai mare piață și economie din CSI, 144 milioane de locuitori are Rusia și un produs intern brut de 1,6 trilioane dolari. Deci, de-a dreptul gigantică Rusia în comparație cu Moldova. Am menționat-o și antevorbitori, este al treilea partener de export al Moldovei. În 2019 exporturile s-au cifrat la un pic peste 249 milioane de dolari și este al doilea partener de import. Importăm de două ori și ceva mai multe produse din Rusia, respectiv există această nevoie de a echilibra balanța. Acum ea este ceva în defavoarea noastră. Rusia, exportând în direcția noastră peste 692 milioane de dolari produse rusești. Iarăși, un aspect interesant este că în ultimii 4 ani, în ultimii 4-5 ani, importul global a Federației Ruse a crescut cu circa 9% anual. Lucrul ăsta nu poate să nu bucure. Asta înseamnă că există potențial de comparare în piața rusă și, în special, în perioada respectivă, în ultimii 4-5 ani, crește în Rusia importul de unt, 17%, produse de ciocolată, 17%, vin, plus 16%, haine pentru bărbați, 15%, brânză, încălțăminte cu 13%, patiserie la fel cu 13%, cablaje,
12%, haine pentru doamne 11%, mere și pere, fructele pe care le exportăm și noi și este una dintre principalele categorii. O să vedeți acuși în continuare datele statistice. Și un alt motiv la fel de important este că Rusia cumpără peste 50% din exportul Moldovei de mere, struguri, fructe uscate și legume. Republica Moldova este unul dintre importatorii cheie în Rusia sau exportatorii cheie de fructe. Bun, haideți să ne uităm un pic peste profilul Rusiei în comparație cu cea a Republicii Moldova. Spuneam despre populația Rusiei, 144 de milioane locuitori, 2,7 milioane locuitori Republica Moldova, datele actualizate de Bureau Național de Statistică. Produsul intern brut per capita în Rusia este cam de două ori și mai mare, deci înseamnă un potențial mult mai interesant decât piața internă la noi, 11.289 de dolari în Rusia și un pic peste 4.000 de dolari în Republica Moldova. Iar economia, evident, este una gigantică în comparație cu Republica Moldova, 1,66 trilioane de dolari și la noi 11,4 miliarde de dolari. Și tradițional ne uităm și peste ce poziții ocupă piața rusă în clasamentele internaționale, doing business, mai bine ca noi, poziția 31, Republica Moldova 47 și la nivel de competitivitate, Rusia fiind o economie mare, este evident mult mai competitivă și se află poziția 43, iar Republica Moldova pe poziția 86 în acest moment. Dacă ne uităm peste importurile Rusiei, peste top 20 produse importate de Rusia, vedem că 5 categorii de produse ocupă cote importante. Este vorba de seturi de telefonie, pe primul poziție piese și accesorii pentru tractoare, autovehicule și transport, medicamentele terapeutice sau profilactice pe poziția 3, autoturismele și autovehiculele și mașini automate de prelucrare a datelor, acelea calculatoare. În continuare vedeți și celelalte clasamente. Întrebarea noastră este întotdeauna pe ce poziții se află produsele, dacă intră în top 20 de produse importate de Rusia și respectiv în acest moment identificăm două poziții, medicamentele terapeutice sau profilactice și pompele pentru lichide, singurele poziții moldovenești în top 20. Deci două poziții din 20 sunt în cele mai mari categorii de import ale Rusiei. Și o altă întrebare este inclusiv unde se află Republica Moldova pe harta de import a Rusiei. Aici avem un top 20 de țări de import ale Rusiei în 2018. Vedem că China domină acest clasament, este de două ori mai mare decât următorul clasat, Germania, SUA pe locul 3 cu 12 miliarde și Belarus pe locul 4, totodată Italia, o altă economie UE alături de Germania, intră în acest clasament al celor mai mari exportatori pe piața rusă. Și în acest moment Moldova se regăsește abia în top 70 de parteneri de import ai Rusiei. Cu toate că este un partener important pentru noi, pentru Rusia nu suntem un atât de mare partener pe partea de importuri. Ne uităm și printre vecinii Rusiei, unde ne aflăm. Vedeți acest clasament. Cel mai, iarăși din nou, China, Belarus, Japonia, Ucraina, pe locul 9, intră în top 10, parteneri pe partea de importuri ai Rusiei dintre vecinii noștri, țările Baltice, Estonia, Lituania, Letonia, intră în top 60 și noi deja în top 70, pe poziția 62 în anul 2018, îmbunătățim poziția de pe 66 din 2016, 63 în 2017. Deci, ideea este că există un potențial enorm de creștere și, respectiv, acest potențial trebuie, evident, exploatat. Haideți să ne uităm în continuare peste produsele moldovești în Rusia, ce exportă Republica Moldova pe piața rusă și, iarăși, date statistice, top 20 de produse exportate însumează aproximativ 178 milioane de dolari în anul 2018 și vedeți și un grafic, încercăm să ne clarificăm în categoriile mari. Deci, top 20 de produse includ în acest clasament 74 de milioane de dolari sau 41%, e vorba despre 4 poziții de fructe proaspete. Este vorba de mere, pere, gutui proaspete, caise, cireșe, piersici, struguri proaspete sau uscați, căpșuni proaspete, zmeuri, mure, coacăză. Deci asta este cea mai mare categorie în acest moment. Deci
41%, aproape 42%. O altă categorie la fel de importantă sunt produsele farma. Spuneam că ele intră și în top 20, intră în top 5 poziții, medicamente terapeutice sau profilactice, inclusiv o poziție de reexport din Moldova în Rusia și respectiv este a doua cea mai mare poziție, $42 milioane. Pe poziția 3 se află 7 poziții de produse agroalimentare procesate de această dată, $32.5 milioane, 18%, este vorba despre vinuri, evident, este vorba despre sucurile noastre, brânză și caș, carne de bovine, carne de ovine, caise deja uscate, prune, mere, piersici, piere și alte legume preparate sau păstrate, conservele noastre, da? Solicitate pe piața rusă. Totodată, în top 20 mai intră și 4 poziții de produse textile, o categorie importantă la fel, și peste $16 milioane exporturi, aproximativ 10% din exporturile noastre. Este vorba de tricouri și unități tricotate, covoare, costume, ansambluri, jachete pentru femei, tricouri, pulovere, cardigane, haine și articole similare. O altă categorie include 2 poziții de produse industriale, iată acele pompe pentru lichide, instrumente, aparate și mașini de măsurare sau de verificare, aproximativ $5 milioane în acest moment și 3% din exporturi, o poziție de produse de igienă, săpun, produse organice de suprafață, suprafață pentru utilizare ca săpun, $4.7 milioane exporturi și o altă categorie, o poziție de cereale, semințe de floare soarelui, care de fapt este produsul vedet al Republicii Moldova în acest moment, dacă luăm poziții de 6 cifre, $2.8 milioane. Deci cam așa arată acest clasament de top 20 de produse exportate și cele mai mari categorii. Tradițional ne uităm și în specializarea produselor alimentare, produse nealimentare. În acest moment, produsele alimentare reprezintă un pic peste 51% din export total modernist piața Rusiei și cele mai importante categorii, top 7 categorii de produse alimentare din importul Rusiei sunt, evident, mere, pere și gutui, aproape $47 milioane în 2018, caise, cireșe, piersici, $15 milioane, vinuri din struguri, un pic peste $11 milioane, cota noastră spre gătă în Rusia a ajuns la 1,1% în acest moment, struguri proaspeți, $9.5 milioane. Deci, în paranteze, vedeți și cota de piață, 2,7%, sucuri de fructe, inclusiv mulți de struguri, $5.6 milioane, 1,7% din importurile Rusiei și brânză și caș, spuneam la fel o categorie interesantă, $5.2 milioane, jumătate de procent din importurile Rusiei, reprezintă produsele moldovenești. Și totodată, carne de bovine congelată, vedeți și această categorie în top 7. Haideți să ne uităm acum și peste produsele nealimentare. Ele, top 20 produse nealimentare, reprezintă cam 38% din export total moldovenesc pe piața rusă și în acest clasament intră următoarele categorii. Evident, medicamentele terapeutice sau profilactice, 42% am vorbit de ele, dar doar jumătate de procent cota de piață în Rusia, tricouri și alte unități tricotate sau croșetate, $7.7 milioane, și o cotă de piață de 1,4%, săpun și produse organice de suprafață și preparat pentru țară ca săpun, $4.7 milioane, o categorie destul de mare și 1,9% din importurile Rusiei, covoare și alte acoperitoare, un produs tradițional moldovenesc, $3.3 milioane și 5,4% din importurile Rusiei, da, o cotă importantă. Deja costume, ansambluri, jachete, $3.3 milioane pentru femei, 0,8% din importuri, pompe pentru lichide, deja menționate și tot ce înseamnă instrumente, aparate și mașini de măsurare. Iată, acestea sunt top 7 categorii produse nealimentare și mergem în continuare să ne uităm peste informațiile calitative și un pic cantitative și continuăm cu profilul consumatorului din Rusia. Este una dintre cele mai mari țări ca și populație din partenerii noștri, 144,5 milioane locuitori. Rusia este puternic urbanizată, 109 milioane de locuitori trăiesc în mediul urban și 35 milioane de locuitori în mediul rural. Vedeți și categoriile de vârstă, Rusia cumva are o populație relativ tânără, probabil că este și un rezultat al programelor care se implementează în această țară pentru a susține numărul de nașteri. Și vedeți că cea mai mare categorie sunt persoanele apte de muncă până la vârsta de pensionare, 25-54, aproximativ 44%.
Haideți să ne uităm și peste cele mai mari orașe în Rusia, cu care, sau care sunt aceste orașe și piețe respectiv pe care le reprezintă. Moscova, evident, acest megapolis, capitala Rusiei, 12,6 milioane de locuitori. Sankt Petersburg, la jumătate, 5,4 milioane locuitori pe locul 2, Novosibirsk, 1,6 milioane, mai multe orașe cu populație de peste 1 milion în Rusia, Ekaterinburgul cu 1,5 milioane locuitori, Omskul cu 1,2 milioane locuitori, Chelyabinskul cu 1,2 milioane locuitori, Samara cu 1,2 milioane locuitori, Kazan cu 1,3 milioane locuitori și Nizhny Novgorod cu 1,3 milioane locuitori. Și tot Rostov pe Don, un oraș cu peste 1 milion de locuitori, 1,1 milioane. Și un indicator al puterii de cumpărare, salariul mediu lunar la sfârșitul anului 2019 în Rusia era de aproximativ 690 de dolari. Iar salariul minim garantat în Rusia este de 166 de dolari. Și ceva statistici. Vedeți că aproape 6 de milioane de dolari sunt reprezintă remitențele lucrătorilor ruși de peste hotare diaspora rusă spre Rusia expediază. Haideți să ne uităm un pic peste niște date interesante, statistici, dar și calitative, care ce înseamnă preferințele consumatorului din Rusia, prezența lui pe online, cum își fac cumpărăturile. Și iată, 30% din cumpărători ruși sunt pasionați de cumpărături. Cele mai recente date arată că ei se bucură de ele chiar și când nu au nevoie de nimic. Adică preferă să meargă la shopping și să-și cumpere ceva chiar dacă nu au nevoie. Deci o predispoziție puternică față de 3 din 10 ruși pentru cumpărături. 61% în acest moment din consumatorii ruși preferă să cumpere bunuri de la un brand recunoscut. Și de nou o confirmare la ceea ce spunea și doamna consilier economic, doamna Greceanu, că într-adevăr tot ce înseamnă marketing este foarte important. 6 din 10 ruși preferă produse branduite, da, recunoscute. 49% din total populației Rusiei este prezentă în mediul online. Deci este vorba despre 70 de milioane de persoane, da? 49%. Prezența impunătoare, vă aduceți aminte, China la fel are o prezență foarte mare pe online, ultima țară despre care am vorbit pe ultimul Export Morning. 87% din utilizatori de internet ruși cu vârsta de peste 18 ani cumpără online. Da? Deci 8 din 10 utilizatori de internet cumpără online și 51% cumpără online cel puțin o dată pe lună. Lucru de gândit pentru produsele care pot fi realizate online, dar majoritatea produselor sau bună parte din produse pot fi vândute și pe online, respectiv trebuie să explorați prezența și posibilitatea de a fi și pe piața online rusă. 40% din ruși sunt vânători de reduceri, fac achiziții în timp reducerilor. Deci de obicei știți că vă spunem și menționăm întotdeauna, exportul înseamnă întotdeauna să ai și un preț bun pentru piața de orice piață de export și atunci rușii sunt vânători de reduceri, de aceea trebuie să aveți și prețuri și țineți cont de tot felul de promoții pe care le puteți face pentru a fideliza clienții ruși, dar și a vă crește vânzările. Un alt indicator interesant, 67% din ruși cumpără produsele alimentare totuși din magazinele tradiționale. Este vorba că 6 din 10 și 5 din 10 cumpără la fel în magazin tradițional produsele de igienă și băuturi alcoolice. Deci dacă intenționați să exportați deja, observați acest trend, deci produse alimentare, produse igienă, băuturi alcoolice în magazinele tradiționale. O să vorbim în continuare și despre canale de vânzări tradiționale. Iar 30% din ruși cumpără deja îmbrăcăminte și încălțăminte pe online. Deci am văzut și categoriile textile sunt prezente acolo, să scutăm și un moment de paneluri cu reprezentanții acestui sector să vedem cum reușesc ei pe online. 30% din electrocasnice și electronice, da? 3 din 10 ruși cumpără pe online electrocasnice și electronice și produsele de cosmetice, la fel, 25% din ruși le cumpără pe online. 21% din cumpărători ruși, un indicator foarte interesant, sunt gata să cumpere produse eco, chiar dacă prețul este mai mare în comparație cu produsele similare. Deci piața rusă, 2 din 10 ruși deja sunt partea acestui trend. Deci eco, organic, trebuie să ne gândim atent pentru că exportăm foarte multe fructe și la posibilitatea conversiei către producția organică și asta va fi un trend de viață sănătoasă nu doar în Rusia, dar și pe alte piețe de export, dar vedem că și în Rusia acest trend este susținut. 63% din ruși cumpără bere, 6 din 10 ruși cumpără bere, tot 6 din 10 vin, apropo am scos în evidență 45% coniac, da? 41% vin spumant și 36% vodka. Vedeți că vodka e
pe poziția 1, 2, 3, 4. Da? Deci vinul, spumant, coniacul și berea sunt poziționate mai sus. Țineți cont de acest aspect. 53% din consumatorii ruși efectuează plăți online prin carduri bancare, da? Și 52% folosesc internet banking-ul, iar 26% deja portmoneile electronice, e-wallets. Rețele sociale. 85% din ruși utilizează YouTube. De aceea, dacă vreți să vă promovați activ și eficient, folosiți această rețea socială și posibilitățile pe care le oferă. La fel, 8 din 10 ruși sunt în rețeaua Vkontakte, o rețea asemănătoare cu Facebook, dar cu origine rusească. 6 din 10 folosesc WhatsApp pentru comunicare. Cândva vorbeam de aplicația Viber, acum WhatsApp i-a luat locul. 55%, 5 din 10 sunt pe rețeaua Odnoklassniki, 46% utilizează Instagram, 39% Facebook, la fel în top și 19% Twitter. Și 79% dintre consumatorii ruși utilizează smartphone-ul pentru achiziții. Da? De aceea, dacă aveți o prezență online, fiți pregătiți să aveți adaptată și versiunea mobilă a paginilor voastre web pentru a vă promova pe piața rusă. Profilul consumatorului din Rusia sub aspect de structura cheltuielor de consum ale unei familii rusești, vedeți că 31% reprezintă bugetul pentru alimentație, la fel o cotă mare ocupă plățile obligatorii, tot ce înseamnă chirii, datorii, credite, ipotecare, îmbrăcăminte și încălțăminte, 12%, a treia cea mai mare categorie, turismul și agrementul, astăzi vom discuta și despre acest aspect, rușii investesc 9 din 10 unități din salariul său pentru turism și agrement, diverse bunuri și servicii, 9%, electrocasnice, 8% și 6% sunt economisite. De unde preferă rușii să cumpere alimente? Vedeți acest clasament. Deci, magazinele tradiționale 32%, supermarketurile 29%, hipermarketurile 23%, magazinele de lângă casă, alimentarele 14% și magazinele online 2% în acest moment, datele anului 2019. Care sunt canalele de vânzare în Rusia? Cum pot să ajungă produsele moldovenești în Rusia și ce canale sunt disponibile? Am pregătit tradițional un top al retailerilor de această dată din Rusia, anul 2019, și acest top arată în felul următor. În clasament, în vârf este grupul X5 Retail Group, este cunoscut prin rețelele comerciale Petiorochka, Perekrestok, și în acest moment are o cifră de afaceri în 2019 de 24 de miliarde de dolari. Deci un grup foarte mare, trebuie neapărat considerat atunci când aveți o cantitate mare și dacă aveți posibilitatea să intrați în această rețea, cu siguranță veți avea succes. Număr de magazine în acest moment, la sfârșit de 2019, peste 16.000 de magazine. Rusia este o piață mare și prezența X5 Retail Group este destul de bună. Al doilea cel mai mare retailer în Rusia este rețeaua Magnit, 19 miliarde de dolari și peste 20.000 de magazine. Iar pe locul 3 se află rețea de băuturi, Krasno i Bele, vine de la culorile vinului roșu și alb. Și această rețea face vânzări, este o rețea specializată pentru băuturi, deci 6,3 miliarde și are peste 13.000 de magazine. O altă rețea cunoscută în Rusia este Lenta, 5,8 este pe poziția 4, 5,8 miliarde vânzări, dar 380 de magazine, este vorba de hipermarketuri, Dixi Group este poziția 5, peste 4 miliarde și 2500 de magazine, respectiv urmată de Oșan, Metro Cash & Carry, prezent și la noi OK, Globus și pe poziția 10 rețeaua Monetka, deci rețele care deja au deci mai mare de 1 miliard de dolari vânzări și vedeți și numărul de magazine pe care îl ocupă. În acest moment, datele pe care le-am putut colege arată că top 10 retaileri au o cifră de afaceri cumulată de 72 de miliarde de dolari în Rusia, iar total piața rusească de retail este estimată la 440. Respectiv, cele 10 rețele au cam 16% din piața rusă de retail, iar numărul de magazine ale lor este cam peste 55.000, o prezență mai bună aici sau o concentrare mai bună a celor 10 rețele, Rusia având peste 180.000 de magazine în comerț alimentar și cu amănuntul, 30% reprezintă acești 10 retaileri. Deci dacă sunteți prezenți în aceste rețele, cu siguranță că trebuie să aveți vânzări bune și succes pe piața rusă. Iar pentru a ajunge la retaileri, întâi trebuie să ajungem și la importatori-distribuitori.
Și respectiv am pregătit pentru voi, colegi, și un top 20 companii de distribuție de produse de larg consum din Rusia. Și acest top este dominat de compania Megapolis, o companie comercială care este specializată în distribuția de produse alimentare și nealimentare. E cea mai mare companie de distribuție din Rusia și cifra ei de afaceri este de peste 11 miliarde de dolari. Vedeți în continuare acest clasament, câțiva jucători din domeniul farmaceutic, distribuție, da, Protec, un grup de companii produse farmaceutice, Catrien, la fel bine cunoscut în Rusia, Merleon, produse nealimentare, SNS Holding pe partea de tutun, FK Puls pe partea de iarăși de farmaceutice și mai mulți distribuitori de produse alimentare, nealimentare și farmaceutice de asemenea intră în top 20 de jucători pe partea de distribuție și vedeți și cifrele lor de afaceri. Deci total top 20 reprezintă 42 miliarde de dolari cifre de afaceri, iar total domeniul distribuției în Rusia este chiar mai mare decât piața de retail, pentru că retailul se dezvoltă în Rusia destul de bine, dar distribuția față de alte țări este încă mai mare ca retailul și înseamnă 975 de miliarde. Deci cei 20 de jucători ocupă doar 4,3% din distribuție. Deci așa arată potențiale porți de intrare pentru voi, colegi, dacă vorbim despre cei mai mari jucători din distribuție. Și tradițional vă prezentăm și câteva aspecte care țin de etica în afaceri și cum sunt partenerii potențiali din Rusia ca parteneri de afaceri. Câteva aspecte interesante pe care le știm și din experiența noastră și o să le putem și să discutăm. Deci, referitor la partenerii de afaceri, trebuie să știți că ei pot varia și cei care au deja afaceri acolo pot să confirme lucrurile astea. Deci, partenerii de afaceri pot varia de la un antreprenor în stil nou, antreprenorii tineri, la unul de școală veche, în ghilimele sovietică, da? Deci, de obicei sunt antreprenori care deja au experiență de 20-30 de ani în afaceri. Și vă puteți întâlni cu ambele profile. Evitați în Rusia tehnicile de vânzare dură. Da? Deci orice fel de conflict sau confruntare nu este binevenită. Strângerea de mână, se strâng ferm mâinile la ruși și se menține contactul direct cu ochii. Da? Comparativ cu alte țări unde acest contact nu este recomandat, în Rusia înseamnă să fii deschis și sincer. Deci, de aceea păstrați contactul direct cu ochii. Este dificil să faci afaceri fără conexiuni locale. Rusia fiind o piață importantă, mare, vă va prinde bine să aveți și aceste conexiuni locale care să vă ajute să cunoașteți mai bine piața rusă sau să vă extindeți în regiunile Rusiei. Rușii nu iau de obicei decizii imediat într-o ședință, cum nu iau nici alte categorii de antreprenori. Deci, de obicei, deliberarea se face în privat, după aceea, da? Deci, discuțiile și după aceea și au răgat să discute, iar răbdarea este importantă cu partenerii ruși, negocierile pot derula ceva mai lent în comparație cu alți parteneri. Autoritatea și formalitatea sunt două aspecte esențiale. Atunci când este vorba despre afaceri la ruși, nu se folosește în discuție niciodată numele mic, deci uzuale sunt formulele gospodin sau gospaja, plus numele de familie sau patronimicul de obicei. Încă câteva aspecte. Rușii apreciază interesul străinilor pentru limba rusă foarte mult, de aceea orice încercare de a vorbi parțial în limba rusă va fi un gest înalt apreciat. Fiindcă culturile noastre sunt cumva la fel conjugate, istoric, mulți din antreprenorii noștri vorbesc limba rusă și folosesc acest statut în relațiile cu antreprenorii. Și respectiv reușesc. Rușii apreciază punctualitatea. De regulă, la întâlnire de afaceri se vine exact la timp sau chiar mai înainte. La întâlniri purtați o ținută de birou formală și de dorit mai conservatoare, e valabil atât bărbaților cât și femeilor. Cărțile de vizită, actul de mânare a cărților de vizită este o acțiune comună și importantă în Rusia. Pe cărțile de vizită e important să aveți imprimat cărțile de vizită nu doar în limba noastră, dar și în limba rusă. Și să le oferiți, evident, cu partea tradusă în limba rusă în sus, către partenerul noastră. Evitați anumite subiecte sensibile în Rusia sau plângeri legate de Rusia, respectiv comparația Rusiei cu alte țări.
Și ținerea toastului la o întâlnire, eventual dacă prindeți și un lunch sau cină de afaceri, sau poate un mic dejun, mai puțin probabil un mic dejun valabil, este important să puteți și va fi apreciat dacă veți putea ține un toast și va fi apreciat ca un gest de consolidare a relațiilor. E o tradiție și la noi să ținem toasturi, de aceea nu cred că ar avea probleme antreprenorii noștri, dar să nu uităm de asta. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră. Vă urăm tradițional export cu spor și sper să avem în continuare discuții interesante cu invitații din următoarele paneluri. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, Andrei, ca de obicei foarte exhaustivă prezentarea și reamintesc că toți cei care s-au înregistrat la această sesiune vor primi prezentarea prin intermediul mail-ului ca să o puteți utiliza și în continuare în susținerea dumneavoastră. Iar acum, cu permisiunea dumneavoastră, că suntem puțin devasați de timp și oaspeții noștri din Rusia cu regret trebuie să plece mai devreme, vom face o mică modificare de program și în continuare, deci vom deschide primul panel, panel dedicat discuțiile despre cel mai important sau cel mai mare, de fapt, sector care este prezent și reprezentat pe piața Federației Ruse și mă refer la sectorul agroalimentar. La acest panel voi avea în calitate de speaker câteva persoane, domnul Alexandru, și în momentul ce nominalizez, vă rog să vă includeți video, microfoanele ca să ne salutăm cu dumneavoastră, domnul Alexandru Baltac, director general al primului proiect pe care îl vom anunța astăzi în premieră, un proiect bilateral în parteneriat, AgroHub Moldova, împreună cu dumnealui domnul Puginski Stanislav Borisovici, pe care de asemenea am să-l rog să își includă video și microfonul. Alături de dumnealui este Vladimir Alexandrovici Cuzic, care de asemenea este responsabil și conducătorul proiectului AgroHub din partea Uniunii Comercial-Financiare a Federației Ruse. Și nu în ultimul rând, domnul Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor Moldova Fruct. Stimați speakeri, vă salut! Елена, вы нас слышите? Передайте организатору. У нас видео нет. Ну, под коннектор видео. В трансмит колледж Дин Русяк, ну, под коннектор видео. Мы вас слышим, но если мы не можем вас видеть, вы на протяжении сессии попытаетесь, но если не получится... А, вот, отлично, сейчас мы даже можем вас видеть. Спасибо большое. И перед тем, как предоставить слово обязательно нашим важным гостям... Еще на интеграция трансмит кувентуал. Уаспецилор ноштри. Пентру а презентачес проект. Пентру а лэнцелечен майбине. Аж дорис офер кувентуал домовой Александр Балтак, кэрэл сэне презенте проекту. Шапой... Sper că Stanislav Borisovici va putea să se rețină pe vreo 5 minute, să poate completa câte ceva cu referire la acest proiect. Domnule Baltac, vă rog foarte mult, știu că aveți o prezentare, facem un anunț în premieră, un proiect care va deveni o soluție, o soluție care va oferi niște posibilități extraordinare pentru exportatorii din Republica Moldova de a beneficia de un complex întreg de susținere pentru a putea exporta pe piața Federației Ruse. Alexandru, aveți cuvântul? Bună ziua la toată lumea! Eu am să am o scurtă prezentare despre ce este AgroHub-ul, dacă se vede bine. Deci, despre contextul proiectului, AgroHub este un proiect moldorus cu capital privat de 100% și acest proiect își are ca și obiectiv promovarea produselor agroalimentare pe piețele internaționale,
De fapt, calitatea înaltă a produselor, precum și volumele pe care le oferă producătorii moldoveni, ne-a demonstrat că așa gen de afacere cu investiții private din Republica Moldova și din Federația Rusă ar fi o afacere rentabilă și de succes. Și desigur că noi ne dorim, alături de alți parteneri locali, dar și exportatori, să contribuim pentru promovarea produselor moldovenești pe secotare și pentru cunoașterea acestora de către consumatori străini. De fapt, scopul, în primul rând, noi punem accent pe exportul produselor moldovenești pe piețele din imediată vecinătate, în primul rând, desigur, în Federația Rusă. Însă, în etapele ulterioare de dezvoltare a proiectului, desigur că vom acoperi și alte piețe, cum sunt cea din Belarus, din alte state din CSI, din Turcia, din Uniunea Europeană, precum și din Orientul Apropiat și Mijlociu. La prima etapă de dezvoltare a proiectului vom începe cu produsele de fructe și legume în formă proaspătă și, de fapt, statisticile pe care le-a prezentat colegul mai înainte arată acest lucru, că ele reprezintă o cotă semnificativă a exporturilor moldovenești în Federația Rusă. Însă, la etapele ulterioare de dezvoltare a agrohub-ului, la sigur, vom pune accent și pe produsele procesate, inclusiv de origine animalieră. Acest lucru noi o să-l facem în paralel cu implementarea noilor tehnologii în ceea ce ține infrastructura necesară acestui gen de activitate, precum și pentru prestarea unor servicii calitative de export, dar și logistice. La fel acest lucru va include și oferirea de soluții sectorului agricol moldovenesc pentru creșterea productivității și oferirea calității cuvenite a produselor care vor fi puse spre vânzare. Deci, obiectivele de bază a proiectului AgroHub Moldova ar fi crearea unui centru de export cu toată infrastructura necesară și serviciile calitative care ar ajuta agricultorii moldoveni să exporte produse peste hotare și să asigure calitatea înaltă a acestor produse. Accent vom pune pe producătorii mici și mijlocii, asigurându-le tot suportul pe întreg lanțul de export. Un alt obiectiv ar fi suportul agricultorilor și exportatorilor din Republica Moldova ce ține de informația a cererii de produselor agricole, a produselor agroalimentare din Rusia, cu anumite prognoze în acest sens, lucru ce ar ajuta în genere sectorul moldovenesc, care este orientat spre export, pentru a-și face o planificare corectă pe câțiva ani. Cu implicarea partenerilor noștri din Rusia, AgroHub-ul își propune să asigure acces garantat al produselor moldovenești pe rafturile din magazine din Rusia, de peste hotare și, de fapt, noi am văzut care sunt acestea și care, unde consumatorul final are acces. Și, în ultimul rând, noi considerăm că implementarea unui atare proiect va contribui semnificativ la dezvoltarea și la apropierea relațiilor economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă. De fapt, fundamentarea implementării proiectului, la ce noi am început, este contextul economic actual, dar și oportunitățile existente ce ține de export și de promovare. La fel, existența rețelelor de contacte a investitorilor moldoveni, dar și în special a investitorilor ruși, care vor ajuta la realizarea obiectivelor pe care le-am menționat mai sus. Poziționarea geografică a Republicii Moldova ne permite, de fapt, un comerț eficient cu diverse țări. Necesitatea în Republica Moldova de a crea așa o infrastructură logistică care ar răspunde la necesitățile producătorilor și exportatorilor, în special celor mici și mijlocii care se confruntă cu anumite dificultăți. Și desigur că proiectul își dorește să asigure predictibilitate și perspective de dezvoltare, la care vor beneficia, în primul rând, fermierii autohtoni cu mai puțină experiență de export. Ori noi cunoaștem că pentru businessul agricol în Moldova este foarte importantă stabilitatea și predictibilitatea, accesul la finanțare și tehnologii moderne,
resurse analitice și informaționale și rentabilitate și valoare adăugată. Construcția propriu-zisă a AgroHub-ului ca și infrastructură ne propunem să fie format din depozite, inclusiv frigidere, laboratoare acreditate, birou de export, terminal logistic, terminal vamal, birouri administrative, centri de instruire, zone expoziționale și, desigur, agromagazine în interiorul AgroHub-ului. Care vor fi direcțiile de activitate a AgroHub-ului? În primul rând va fi organizarea calitativă a exportului, planificarea recoltei de care am vorbit, programe de finanțare pentru agricultorii moldoveni, informatică și analitică, instruire, la fel vom oferi arendarea diverselor utilități de infrastructură și o asistență birocratică și suport de orice gen, în special pentru companiile mici și mijlocii care au mai puțin export în sensul dat. Și în sfârșit vreau să vă împărtășesc care este situația la zi a proiectului. Deci a fost deja creată o companie în Republica Moldova ca persoană juridică, unde fondatori sunt investitori din Republica Moldova și din Federația Rusă. Au fost identificate mai multe terenuri unde va fi proiectat și construită toată infrastructura AgroHub-ului. Acum urmează toți împreună cu partenerii din Rusia să decidem care este cel mai bine poziționat, inclusiv din punct de vedere al nodului logistic. Pe perioada carantinei din primăvară și până în iunie s-a lucrat foarte mult la două studii ample, atât pe partea Republicii Moldova, cât și pe partea Federației Rusiei, ceea ce ține de domeniul agriculturii, ceea ce ține de domeniul agroalimentar în general. Și, de fapt, aceste studii reprezintă baza business planului al acestei afaceri și ne demonstrează că un atare proiect este necesar, dar și este rentabil din punct de vedere economic. Și, în ultimul rând, suntem în proces de colectare a documentației necesare, ca împreună cu reprezentanții Guvernului Republicii Moldova, o paranteză după aprobarea terenului, să începem procedura de conferire acestui teren în statut de zonă economică liberă, lucru de fapt care se pliază perfect cu atragerea investițiilor în economia Republicii Moldova. Asta pe scurt, eu vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Baltac, pentru această prezentare. Cu siguranță noi vom reveni pentru a deschide încă niște detalii, dar înainte de aceasta vreau să ofer cuvânt totuși partenerului, reprezentantul partenerului AgroHub Moldova din partea Rusiei și este vorba de domnul Stanislav Borisovici Puginski, care nu doar este director general al Uniunii Comercial-Financiare Ruse, dar și din aprilie 2004 dumnealui este și șef adjunct al Agenții Federale pentru Industrie. Înainte de aceasta a fost consilier al vicepremierului Federației Ruse și consilier de stat interimar de gradul 3. De asemenea, are și un premiu de stat, avocat de onoare, deci o persoană cu o mare experiență și cu mai multe regalii, care suntem onorați de prezența dumnealui și cu permisiunea dumneavoastră am să trec la limba rusă. Станислав Борисович, еще раз добрый день. Спасибо, что задержались. Очень Buna ziua, în quadrat, foarte succint. Ce ține de avantajele AgroHub Moldova pentru antreprenori. Moldovenii vom vorbi despre asta, sunt niște chestii evidente, dar orice parteneriat trebuie să fie normal o situație de câștig-câștig, da, pentru ambele părți implicate. Aș vrea să aud de la prima sursă cum aceste proiect pilot, cât este de rentabil și profitabil din perspectiva finanțatorului rus. Mersi mult, Rodica! Chiar bucuros să salut reprezentanții acestei reuniuni online. Aș spune de fapt că sunt niște chestii principiale. AgroHub, de fapt, este un proiect foarte mare, detalii foarte mare de dezvoltare a relațiilor economico-comerciale între Republica Federativă Rusă și Republica Moldova, dar totodată ține și de infrastructură de dezvoltare a relațiilor economico-comerciale.
perspectiva mea este profitabil atât pentru, pentru ambele părți, atât pentru Federația Rusă, cât și Republica Moldova, ca avantaje pentru agricultura Republicii Moldova. Alexandru deja a atins aceste aspecte, de ce este rentabil. Rusia așa are propriul interes, e absolut evident și vădit. Noi suntem interesați în livrări pe termen lung, stabile, de calitate înaltă a producției agricole în, pe piața Federației Rusiei cu niște prețuri acceptabile pentru consumatori. Producția moldovenească răspunde la aceste criterii. Sperăm că cu ajutorul AgroHub-ului calitatea și stabilitatea acestor livrări va fi garantată pe termen lung, așa cum am menționat. Și al doilea element important este că AgroHub-ul este o infrastructură nu doar pentru export, dar și pentru import. Pentru import, anumite unități comerciale, totodată Federația Rusă poate exporta pe teritoriul Republicii Moldova anumite categorii de produse, cum ar fi, vorbim de ulei, de nerafinat, de floarea soarelui, de carne și altele. Și aici avantajul este reciproc, absolut. Și acum, dacă vorbim de ce se face acum, ce ține de crearea acestui centru, pe lucrările continuu, permanență, la moment este foarte important că noi am ajuns la un acord cu organele de reglementare, cu serviciul VAMAL și cu Rosselkhoznadzor, că Rosselkhoznadzor are un post permanent de inspectare pe teritoriul AgroHub-ului, așa, care va radical va simplifica controlul produselor. Acest control va avea loc pe teritoriul nemijlocit Republicii Moldova. Deci ce ține de certificatele fitosanitare, vor fi emise în mod electronic, serviciul VAMAL al Rusiei, respectiv, va da undă verde. Deci se face un coridor verde electronic pentru livrările produselor noastre pe teritoriul Federației Rusiei. Asta simplifică marea problemă care a existat ce ține de riscuri de reglementare când vorba de livrări a produselor agricole din Republica Moldova pe teritoriul Federației Rusiei. Astfel, avem un mecanism stabil sau un vehicul, ca să zic așa, foarte stabil în care investitorii își pot investi banii. Și acum noi mai creăm și un sindicat al băncilor rusești din partea noastră care vor începe creditarea acestui tip de vehicul. Aici vorbim de Banca Eurasiatică de Dezvoltare, Rosselkhoznadzorbanka și altele, alți jucători de pe piață. Și dacă vorbim de alte elemente ale infrastructurii, în primul rând, este apariția unei bănci care va decide problema decontărilor, ca să zic așa, adică care va face aceste transferuri în valuta rusească, pentru că va fi direct, deci leu moldovenesc, rubla rusească, nu prin intermediară. Banca Eurasiatică de Dezvoltare este interesată de acest tip de program. Luni am o ședință cu noul președinte al acestei bănci, în pofida schimbărilor care au avut loc ce ține de conducerea acestei bănci, proiectele rămân a fi actuale și este extrem de important atât pentru AgroHub, cât și în general pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice între țările noastre. Un alt element ce ține de infrastructură care este necesar atât pentru AgroHub, cât și în general pentru dezvoltarea a unui comerț reciproc, este un forum moldo-rus ce ține de cooperare moldo-comercial-economic care este planificat pentru luna octombrie unei comisii interguvernamentale. În primul rând, este conceput ca o prezentare comprehensivă ce ține de proiectul AgroHub,
Totodată este și o platformă care va permite producătorilor să-și promoveze produsele. De asta s-a mai vorbit înainte. De asta este într-adevăr nevoie de a dezvolta vertiginos marketingul prin interacțiuni directe, da, cu cumpărătorii ruși. Aceasta este cea platformă care va asigura acestui obiectiv, realizarea acestui obiectiv. Și un alt element la care aș dori să mă opresc este de ține de formarea unui buget pentru marketing targetat pentru Federația Rusă. Noi ducem negocieri acum cu autoritățile Republica Moldova ca să deschidem această poziție pentru Federația Rusă și să formăm acest concept al marketingului, promovării care este diferit de ceea ce fac alte state. Producătorii unii își promovează anumit produs concret, noi credem că promovând bucata, produsele cu amănuntul, este să promovăm imaginea Moldovei, nu ca produs, dar trebuie să promovăm țara și după aia și produsele. Pentru că, ca, de exemplu, vinul moldovenesc să fie cunoscut pentru consumatori. După aia, creând această preferință anumită a consumatorilor final, după asta putem să promovăm frumușel, deci aceste produse pe rafturi în magazine. Deci cu asta și ne ocupăm la moment. Mersi foarte mult, niște informații foarte și foarte comprehensive și din prezentări ți-a vorbit despre acele 61% ca consumatori care preferă să cumpere produse de brand. Asta și este într-adevăr confirmarea faptului cât de important și este acest proiect și platforme pentru crearea imaginii de brand a Republicii Moldova, sub egida căruia este va fi mai ușor pentru producătorii noștri să apară pe piața Rusiei și totodată, bineînțeles, și consumatorii vor alege acel produs de calitate care va satisface toate cerințele ce sunt de standarde, mai ales că este vorba de această abordare holistică și din partea infrastructurii, ați vorbit de facilitarea, simplificarea diferitor pași de la producere la vânzare, este foarte important într-adevăr, dar totodată ați evidențiat și faptul că crearea unui centru de analiză sau analitic pentru semne de planificare strategică pe termen lung, pentru că deseori pare să fie o dorință din partea partenerilor, dar când se ajunge la contracte, propriu zis, atunci apar probleme ce țin de volume sau ce țin de necorespunderea unor preferințe ale consumatorului. În acest sens, în prezentarea în care am auzit la dumneavoastră, se presupune crearea a unui acest gen de centru analitic care va permite planificarea anticipată a producătorilor, cum să investească, cum să se dezvolte, cum să prezică. Trăim într-o lume foarte dinamică. În Rusia sunt programe interne de schimbare a importului, diferite programe de creștere a competitivității produselor proprii, de a promova vânzările pe intern. Deci acest fel de centru analitic, cu siguranță, ar trebui să atragem și specialiști din partea noastră, pentru că, dat fiind faptul că este acea piață pentru care am dorit să facem acele volume de producție. Dacă îmi permiteți. În permisiunea noastră, eu aș transmite cuvântul domnului Cuzuc. Dacă tot vorbim, pentru că el a pătruns în această activitate și deține toate detaliile. Atunci nu vă mai reținem, vă mulțumim foarte mult, știu că sunteți grăbit. Și la următoarea platformă în octombrie. Și antreprenorii ăștia își vor nota antreprenorii noștri și-au scris acest lucru deja undeva și vor participa. Vă urăm succese și vă mulțumim încă o dată pentru că ați participat. Vladimir Alexandrovici, vă rugăm totuși să răspundeți la această întrebare, pentru că atunci când vorbim despre analitică, de fapt, aceste direcții sunt direcții pilot pentru o țară, însă ele ajută și în alte piețe.
ar putea fi o platformă de know-how pentru relații cu alte piețe între Rusia și alte țări. E adevărat? Ziua, dragi colegi, mă bucur să vă salut și aș dori să explic și să mai adaug câte ceva la unele momente. Mai întâi, produse de calitate. Aș dori să explic ce se are în vedere prin calitate. Calitățile organoleptice, aspectul, gustul, mirosul. În Uniunea Vamală, în prezent, există un regulament tehnic destul de exact pentru toate produse. Acest regulament include descrierea produsului și descrierea calității de la spre raft. Și este foarte important pentru Republică să înțelegem cum funcționează regulamentul tehnic, ce include el, începând cu aceea în ce sol se crește produsul, cum se prelucrează solul. De aia, proiectul HUB este unul din elementele principale de adaptare a acestor standarde. Este exact împreună cu organele de reglementare ale Federației Ruse, cu Rospotrebnadzor, Roselhoznadzor. Sunt posibilitățile de dezvoltare și de înțelegere a regulamentului tehnic. Și atunci când înțelegem procesul, se scot toate întrebările. E produs de calitate sau nu este un produs de calitate? E vorba de standarde. Și atunci când respectăm aceste standarde, noi putem avea livrări garantate în teritoriul Rusiei și Uniunii Vamale. Deci reprezintă unul dintre elemente educative pe care le vedem în HUB în viitor. Și această conferință care va avea loc în octombrie, acest subiect este unul din cele care vor fi abordate în cadrul mesei rotunde și reprezentantul Roselhoznadzorului este aici. Vom identifica puncte dureroase din timp, puncte dureroase în înțelegerea regulamentului tehnic pe care să le putem discuta împreună, să putem răspunde la întrebările pe care le au producătorii. Considerăm că este un front de lucru destul de mare și important. Este primul lucru. Și al doilea lucru cu referire la planificare și cu referire la lucrări. A fost o prezentare extraordinară privind rețele lider și modele principale din Federația Rusă. Ideea este că în prezent avem structuri economice de plan în rețele și businessul de bază în Rusia planifică pe 5, 7, 10 ani și mai departe. Și astăzi, atunci când discutăm acest proiect de HUB, ne dăm bine seama că nu există sarcină de a vinde anumite surplusuri de roadă. Trebuie să fie o sarcină pusă pe câțiva ani în urmă, înainte. Și produsele din grupul de fructe și legume au o caracteristică sezonieră. Majoritatea rețelelor în perspectivă și-ar dori să vadă livrări ritmice în fiecare perioadă a anului. Deci trebuie să avem posibilități de păstrare a roadei. Deci pornim de la raft. Astfel, noi putem planifica și forma ritmicitatea livrărilor. Tocmai de aia vom putea asigura un loc pe raft. Trebuie să ne îndepărtăm de noțiunea de produs sezonier și marketing, da. Acest lucru va fi asigurat de HUB. Și al doilea lucru, majoritatea rețelelor mari din Rusia, în prezent, doresc să semneze acorduri la direct cu producătorul. Uneori, asta e și o condiție cheie.
Și posibilitatea de a lucra prin intermediul hub-ului permite celor care fac achiziții, celor care gestionează grupul de fructe, de legume, să vină în hub și să primească informații de la producători mari, mici și să formeze un lot cât de cât stabil. Și noi suntem aproape 100% siguri privind livrări constante. Și piața în țările Uniunii Vamale sunt cât de cât stabile. Și rolul acea pondere pe piață care este importantă, ea poate fi câștigată. Și dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Sunt mai multe țări care își doresc să livreze în piața Federației Ruse. Cum am zis, marketingul trebuie să fie corect și Moldova trebuie să fie poziționată ca țară producător pe segmentul de vinuri, de produse alimentare și reieșind din înțelegerea Republicii Moldova ca țării producătoare, deja să avem o ieșire în piață. Noi lucrăm în acest sens și vorbim despre forum. Aș dori să adaug că unul din momente importante este invitația din partea organelor de stat care reglementează, dar și invitația din partea principalelor rețele. Noi am început să lucrăm cu dânșii, să fie cât se poate de productiv acest lucru, să fie degustări, inclusiv degustări oarbe, toate felurile de degustări, să fie totul comparat cu diferite documente, să vedem cum se formează prețurile, să vedem futures-urile, cum se dezvoltă prețul în decurs de un an, doi, trei. Deci ne dorim o prezentare destul de detaliată. Și poate chiar în cadrul acestei conferințe vom face și activități de contract, vom semna documente, pentru că ciclul din rețele rusești, ciclul de semnare a contractelor, are loc pe sfârșitul anului. Deci octombrie este tamam, un timp bun, atunci când se formează grupul de furnizori și perioada în care se completează rafturile pentru perioada imediat următoare. Deci prezența furnizorilor interesați din partea Moldovei pe toate segmentele este importantă. Materialele respective vor fi trimise din timp. Vom coordona mesele rotunde, subiectele și nu a rămas așa de mult timp, un pic mai mult de 2 luni. Am rugat să o participare foarte activă la subiectul dat ca să putem identifica întrebările cele mai importante și să putem stabili conținuturile necesare. Deci noi suntem pregătiți să extindem, să aprofundăm unele lucruri, dar dorim o înțelegere în acest sens. Și aș dori să adaug că nu avem așa de mult timp la dispoziție. Momentul în care ești deja la etapa de prezentare și vorbești cu retailerii și semnezi contractele, este urmat de furnizare, de asigurare. Deci trebuie să existe anumite calcule care vor asigura anumite volumuri către primăvară. Producătorii noștri în următorul sezon, teoretic, ar putea să facă parte din AgroHub și să exporte. Așa este? Da, aveți perfectă dreptate. Și aș dori să mai adaug câteva momente. Primul lucru este că noi vedem pentru noi o oportunitate.
Noi creăm deja o structură de distribuitori din partea AgroHub-ului, astfel încât anumite operațiuni comerciale să înceapă fără ca noi să așteptăm lansarea AgroHub-ului, dar să avem aceste instrumente suplimentare, consulting, instrumente de poziționare, de marketing. Deci noi putem deja discuta cu privire la anumite lucruri acum. Și vor exista și anumite criterii de alegere a producătorilor care vor fi participanți, care vor putea face anumite prezentări, pentru că te costă cu mult mai mult corectarea imaginii decât formarea acesteia în mod corect. Deci este foarte important să vedem cum o să vă implicați, ce criterii veți aplica, cum va fi acordată asistența. Sperăm foarte mult că de pe 1 august se va deschide transportul aerian, plus minus. Deci în august am dorit să avem o întrevedere mai extinsă, mai specializată, să facem o prezentare a hub-ului Moldova. Să convenim în privința datelor din timp și să vedem ce oportunități avem și să discutăm și forumul care va avea loc în octombrie. Și următorul moment este faptul că pentru noi criteriul principal nu este dimensiunea producătorului sau disponibilitatea terenurilor, este înțelegerea faptului că piața nu este goală acum, nimeni nu ne prea așteaptă acolo și asta este adevărul. Pentru a avea un acces garantat, stabil în piață, trebuie să avem o strategie de lungă durată. Și dacă cineva dintre producători are o ladă sau un camion care nici de cum nu o poate vinde, nu cred că este un partener care poate și trebuie să participe. Pozitivne atnoshenie k produktsii. Trebuie să formăm stabilă. Trebuie să avem grijă ca consumatorul. Trebuie ca consumatorul să vină nu după un măr, după o sticlă de vin. Trebuie să existe o preferință cât de cât stabilă. Trebuie să muncim mult. Să ne dăm seama că locul poate fi imediat ocupat sau trebuie chiar să luptăm pentru un loc. Nu este o situație simplă. Сказать о том, что очень прекрасно. Frumos, totuși, ce ține de raportul, domnul Gorencio este alături de noi, el este președintele Asociației a Producătorilor și Exportatorilor Moldova, cea mai mare organizație care are deja o experiență versată de mulți ani și, practic, la ziua de azi, reprezintă 180 de întreprinderi locale sau întreprinderi locali care nemijlocit participă la aceste procese și exportă producția pe piața Federației Ruse, anume vorbesc de fructe proaspete, deci cred că după sesiunea de azi deja putem să purtăm deja careva negocieri sau dialog, să planificăm ceva și să anticipăm următorii pași pe care i-ați evidențiat. Eu din partea tuturor audienței vreau să vă mulțumesc, rămâneți cu noi, aș vrea să mă întorc la Alexandru pentru o întrebare și după aia continuăm, pentru că mai avem un panel foarte important, sperăm că trebuie să-l acoperim.
Alexandru, vă rog foarte mult, deci partea, partenerii din Rusia au dat o foarte mare și exhaustivă informații. Acum mai degrabă, întrebarea către dumneavoastră este, dumneavoastră sunteți punctul de contact sau prima sursă de contact în Republica Moldova pentru a face față la tot ce am auzit noi anterior și pentru a, într-adevăr, a câștiga cât mai repede teren și din start a găsi acei parteneri relevanți, reprezentanți de companii autohtone relevante și care să corespundă acestor standarde care sunt, au fost descrise. Ce trebuie să facă sau către cine trebuie să se adreseze antreprenorii care eventual ne ascultă astăzi în această sesiune? Bine, cum am menționat de la bun început, AgroHub Moldova este o companie 100% privată cu investiții 100% privați. Este o companie care a fost creată și acum noi definitivăm toate nuanțele juridice ceea ce țin de procesele investiționale și totodată ceea ce va ține de însăși de realizarea infrastructurii propriu zise. Bine, la momentul dat pe partea de reprezentare sunt eu în calitate de director general al acestei companii. Sunt deschis pentru orice discuție sau orice furnizare de informație. Dar desigur că la momentul ce noi vom deveni tot mai mult operațional, toată informația va fi făcută publică. Pentru noi este foarte important ca despre noi să cunoască toți agricultorii, toți producătorii de produse agricole, agroalimentare și acest lucru va fi comunicat, în plus forumul din octombrie care va fi organizat. De fapt, acolo ne propunem să dăm în detalii ce vom face, care este avantajul colaborării cu noi, deoarece conferința de astăzi, de fapt, așa e un prim pas public de a anunța despre așa gen de proiect Moldorus. De aceea, la momentul dat, prin persoana mea, mă poate contacta și ce ține de o eventuală colaborare sau oferirea informației cu AgroHub. Mulțumim foarte mult. Să înțeleg că în momentul în care cineva este interesat de acest proiect sau de a iniția un prim dialog, vă poate găsi prin noi, se adresează către agenție de investiții, putem să oferim datele dumneavoastră pentru un contact direct, atâta timp cât încă bănuiesc nu aveți un site de prezentare de unde se poate lua această informație. Vă mulțumim foarte mult și într-un final am ajuns la domnul Gorincioi, pe care îl rog foarte mult să-și includă camera. Și vă mulțumesc din start pentru răbdare și pentru că sunteți alături de noi. Cred că ne auziți, dar nu ne vedem. Vă aud și eu, dar trebuie să ne deblocați camera dumneavoastră. De la dumneavoastră se deblochează, atunci o rog pe... acum e perfect. Bună ziua încă o dată. Domnul Gorincioi, precum deja v-am făcut o mică introducere că sunteți una din cele mai extinse, de fapt, asociații, reprezentați un segment extraordinar de extins, relevant și am vrut, aveți tradiția de export, de export pe piața Rusia, am vrut puțin să discutăm. Pentru că dumneavoastră ați prins timpuri diferite. Nu este prima criză economică cu care ne confruntăm acum. Au fost etape în care piața Rusiei era practic tradițională și tot exportul era orientat peste 80% practic doar pentru această piață. A urmat o altă etapă în care a trebuit practic o reorganizare totală, o redirecționare pentru a putea fi competitiv și a accesa alte piețe. Acum a fost perioada pandemică. Totuși, Rusia a fost printre primele, dacă nu unica țară, cu care au fost redeschise și asigurate coridoarele pentru transportarea produselor alimentare, una din primele, pentru a nu întrerupe sau a relansa mai rapid, de fapt, exportul de produse, pentru că ce a fost remarcat, aveți produse specifice prin sezonalitatea acestora, produsele proaspete,
în asta și constă una din provocări și am vrut să vă întreb cum ați reușit sau nu, într-adevăr, să aveți o activitate constantă, dacă ați făcut față situației și cum ați depășit acele provocări cu care v-ați confruntat în această perioadă. Da, bună ziua și îmi pare bine că ne putem întâlni, măcar pe așa cale, pentru că, de fapt, noi, producători agricoli, nu prea am avut răgaz pentru a sta în carantină. Lucrările agricole nu așteaptă, nu pot fi amânate, de aceea noi practicăm de mult întruniri de felul ăsta cu producătorii noștri, îi informăm întotdeauna de acele probleme care au fost soluționate sau se soluționează reieșind din situația în care ne-am pomenit. Nu vreau să zic că noi am avut probleme cu realizarea produselor. Le-am avut cele care le aveam de obicei. N-a fost închisă piața nici în Federația Rusă, piața noastră tradițională pentru fructe, n-a fost închisă nici piața deci partenerilor din Uniunea Europeană, pentru că noi, de rând cu cea tradițională, căutăm piețe noi, piețe alternative și s-a vorbit aici destul de bine. Deci despre produsele calitative, produsele inofensive. Deci noi deja de câțiva ani ne ocupăm de această problemă și vreau să vă zic și să-i încurajez pe toți participanții că noi știm de aceste cerințe, cei mai ales care au certificat produsele lor la nivel de Global Gap, de alte deci standarde, știu cerințele pentru că, încă o dată spun, ele sunt în țările Uniunii Europene încă mai drastice și noi ne conformăm acestor cerințe. Deci noi participăm la târgurile internaționale, mai ales la târgurile care se petrec în Federația Rusă specializate pe produsele agricole. Aici aș vrea să mulțumesc Agenției de Investiții pentru că ne susține. Noi avem 5 târguri planificate împreună cu Agenția de Investiții, circa 2,5 milioane de lei, deci distribuiți de către agenții pentru susținerea promovării produselor. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc și să ne încurajăm să lucrăm și mai departe, pentru că încă o dată repet, noi eram învățați cândva. Eu sunt din pleada aceea când spuneam că principalul să avem producție, multă. Nu este principalul, este principalul să o vinzi bine și să încasezi, să-ți restitui cheltuielile. De aceea, noi foarte bine urmărim după evoluțiile piețelor tradiționale, care se schimbă de fiecare dată, în fiecare an, în fiecare sezon. Eu am apucat să fiu președinte asociației încă când mai erau piețele astea sălbatice, cum le ziceam noi, în aer liber, în multe orașe din Federația Rusă. Acum, noi știm că peste 80% din cantitatea de produse agricole, de fructe, legume, struguri, care se vând pe piețele din Federația Rusă, ele se comercializează prin rețelele de magazine regionale și federale. Deci noi conlucrăm cu aceste mari retaileri și lucrăm ca să avem conlucrare sau colaborare de lungă durată. Eu am auzit de înființarea acestor hub-uri. Cred că vor fi foarte bune pentru fermieri mici, pentru producători care astăzi nu au încă infrastructura respectivă pentru păstrarea, depozitarea, păstrarea și calibrarea, deci sortarea acestor produse. Și dacă vor fi deschise, cred că ar fi bine ele să fie mai aproape de producători, adică nu un hub, deci de mii de tone, de sute de mii de tone în centrul Republicii, dar la periferie, acolo unde fermierii mici
ar putea să-și predea producția, mai apoi ea să fie comercializată. Dar eu sunt exponentul acelor care astăzi sunt înzestrați majoritatea cu livezi contemporane, cu plantații de viță de vie, cu struguri de masă, care se produc la nivel de 100.000-120.000 de tone, acei care au frigidere pentru păstrarea prunilor, fructelor proaspete, merilor cu atmosferă controlată, cu condiții destul de bune, cei care au peste 50 de case de ambalare care pot la nivel foarte înalt să sorteze, să ambaleze producția și să o pui în ambalaj care corespunde cerințelor cumpărătorului. Deci, la calitatea produselor, noi atragem atenție deosebită. Producția calitativă, producția bună, așa dacă vorbesc moldovenii, nu a rămas în stocuri nici într-un an. Atât de greu a fost în 2014, când am avut anunțat embargou. Și oricum, toate produsele care erau de o calitate înaltă au fost vândute. De aceea, deci, cred că noi trebuie să-i orientăm pe producătorii care au căpătat astăzi posibilitatea să exporte la direct. Iată, antivorbitorii mei au vorbit că o parte din cumpărătorii, din retail, ar dori să lucreze cu producătorii la direct. Deci noi avem în jur de 300 de agenți economici care astăzi au posibilitate să exporte. Chiar și după ce s-a mărit această listă aproape de două ori, n-am văzut o extindere masivă a producătorilor care au exportat în Federația Rusă, pentru că sunt în mare parte câteva companii care sunt parte, componentă a Asociației Moldova Fruct, care exportă destul de bine, cantități mari. Eu vorbesc de companii ca Elit Fruct, care exportă 150 de camioane în lună de produse, au baza lor, deci, de stocare în unele orașe din regiunile Rusiei și au posibilitate să livreze acele produse care le dorește un, zicem, un partener mare sau un partener mic, cum ar fi magazinele mai mici. Am înțeles. Domnule Gorincio, iată, dacă este să vorbim puțin despre competiție. Am înțeles că pentru noi una la mână. Nu v-ați stat activitatea, ați avut mult de muncă, ați exportat în continuare și aveți un bun număr de companii care și-au învățat lecția după toate crizele pentru a corespunde acelor standarde și a livra până în prezent produse calitative, având și o rețea de distribuție foarte bună. Dar, la nivel de concurență, că mai mult tot am amintit că trebuie să ne îmbunătățim marketingul ca să fim mai competitivi. Cu cine noi, produsele moldovenești, cu cine concurează pe piața Federației Ruse, sub aspect de prețuri și sub aspect de soiuri, de preferințe ale consumatorilor? Deci, tocmai vroiam să ajung la acest moment, deci, pentru că deci, noi trebuie ori să ne păstrăm locul nostru în piața respectivă, ori trebuie să ne facem loc acolo unde vedem că putem concura cu produsele noastre calitative și brandul Moldova un gust deosebit, noi sloganul îl folosim la maximum. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că cumpără cu garanție, că cumpără, procură produse moldovenești. Deci aia, noi știm destul de bine, în primul rând noi trebuie să concurăm cu produsele locale, pentru că Rusia are programele ei pentru stimularea producției agricole, pentru înlocuirea produselor de import. Noi trebuie să ne ducem cu acele produse, cu acele varietăți. Dacă vorbim de mere, noi exportăm 220-250 de mii de tone pe piața Federației Ruse, adică la 95-97% din produsele exportate din mere și circa 36% din importurile Rusiei din Moldova, adică sunt merele.
Noi știm că în Federația Rusă tot se produc și s-au mărit suprafețele de aceste produse. Noi trebuie să găsim varietățile cele care rușii nu le pot produce din diferite condiții climaterice și anume acele produse să le punem pe piața Federației Ruse. Deci produsele sezoniere. Noi vorbim deseori că noi începem exportul în Federația Rusă, dacă vorbim de mere. Deci în luna decembrie, atunci când deja produsele locale sunt pe terminate, să zicem așa. Și noi ducem acele produse care mai greu sunt crescute în Federația Rusă. Dacă vorbim de deci, soiurile roșii, soiurile care pot lua și zahăr, pot lua și culoare și bineînțeles că vor fi concurente și la preț și la calitate. Când vorbim de fructele sâmburoase, cum ar fi cireșele, cum ar fi caisele, persicii, deci noi trebuie să avem acele varietăți, acele soiuri care sunt foarte bine rezistente la transportarea la distanțe lungi, pentru că Rusia nu-i doar Moscova. De multe ori, eu fiind deci, membru Consiliului Economic pe lângă președintele Republicii, am avut întâlniri, câteva întâlniri cu colegii noștri din Delovaia Rusia. Și acolo a sunat clar cerințele celor din teritorii, de fiecare dată subliniind că nu vă orientați doar la Moscova. Noi așteptăm producția voastră și în Altai, și în Orientul îndepărtat, și în alte regiuni. De ce noi trebuie să ne organizăm producerea calitativă cu varietăți, cu soiuri care sunt rezistente și care sunt deci accesibile pentru a transporta la așa depărtări. Am înțeles. Deci ca un element de strategie de dezvoltare pe viitor, pentru a fi competitiv pe piața Rusiei, dumneavoastră ați remarcat despre a oferi acele produse pe care nu le au local, nu le pot produce local, ca să complementăm sau ca să nu fie această competiție directă, pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba de acea rezistență, adică deja ține de specificul sezonier și de rezistența acestor produse ca să ajungă acolo unde trebuie. Trei, ați menționat că este foarte important că cererea, de fapt, ar fi mai mare pentru tot ce înseamnă anumite regiuni și trebuie de a fi deschis și a pleca nu doar către capitală, dar din potrivă piața Rusiei fiind multe, multe piețe, hai să zicem, interne, pe către care se poate de orientat. Vorbim despre soiuri. La momentul actual, din câte cunoaștem, o parte din acest program de substituire a importurilor rusești au substituit o seamă de fructe, dacă să vorbim de mere nemijlocit, din Europa cu cele din America Latină. Ați simțit cumva o competiție altfel cu merele din America Latină, spre deosebire de merele din Polonia, de exemplu, dacă e să merg foarte concret? Cum această schimbare v-a impactat, pentru că asemenea lucruri se mai pot întâmpla și pe viitor? Deci, noi discutăm la fiecare întâlnire, la fiecare târg la care mergem noi, noi discutăm cu cumpărători, cu potențiale cumpărători, dar discutăm și cu consumatorii. Deci, chiar producătorii care sunt colegii noștri din Federația Rusă ne spun așa, dacă apar produsele deci, similare, să zicem merele, produse în Republica Moldova, produse în Federația Rusă, produse în America Latină, în Italia, în Germania. Deci se vând, mai întâi de toate, se vând produsele moldovenești, apoi cele locale, apoi cele care sunt din, cum le zic ei de multe ori, chineză, un alta, care le zic ei că sunt produse din plastic. Deci eu la mod serios vorbesc, nu întâmplător, noi am brevetat această denumire. Deci Moldova un gust deosebit. Noi am fost în luna ianuarie, începutul februarie, am fost la un târg internațional în Berlin.
Și acolo ne-au spus cei care ne vizitau, inclusiv cei din Federația Rusă, că noi trebuie să fim pe această piață, pentru că avem produse care sunt și competitive după preț, pentru că totuși noi suntem în altă zonă decât cei din Uniunea Europeană. Noi putem să livrăm produse la un preț accesibil de cei din consumatori din Federația Rusă, dar cel mai principal, ele trebuie să fie inofensive și destul de gustoase. Iată, nu le putem compara când vorbim noi de prunele moldovenești, de cireșele moldovenești, de persici și de caisele moldovenești. No, știți, tot rusească este zicala că na cvet i vkus, sau cum, na vkus i cvet, tovarișii net. Adică până la urmă lucrurile care țin de gust, ele țin și de consumator și de piețe și nu este un gust mai rău, mai prost, este diferit. Și una din idei de strategie la care cineva tot într-o discuție cu la acest subiect aveam, zicea că una din strategii ar fi de fapt gustul tradițional, pentru că în momentul în care noi ne-am reorientat către piețele Uniunii Europene, acolo era o cerință pentru alte soiuri pe care noi nu eram obișnuit tradițional să le creștem și a fost nevoie pentru mulți care s-au reorientat și au investit ca să poată fi competitiv pe piețele europene. Ori pe piețele invers de est sau tradiționale în Rusia, obișnuiți cu acel gust istoric sau gust mai din trecut al produselor noastre, mai degrabă pe astea le-ar fi recunoscut. Cum stăm la acest capitol? Noi, deci, dumneavoastră știți, dacă vorbim de, ca exemplu, de miere, că era 60-70% de măr roșu care se numea Edaret și Golden-ul care era 30-40%. Acum noi avem cel puțin vreo 10 varietăți de mere roșii care sunt la gustul deci consumatorului. Vrea mai dulce, vrea mai acrișor, vrea mai colorat, vrea mai puțin colorat. Și noi știm deja cine comandă nouă cumpărătorul. De ce? Dacă s-a auzit de atâta ori noi vorbim că soiurile trebuie înregistrate, noi am acceptat catalogul european, dar trebuie înregistrate pentru că și cei care creșteau în Italia, în Olanda, în Germania, produse pentru și pentru Federația Rusă, tot le întocmeau așa ca să fie varietățile care sunt pe gustul consumatorului. Cei din Dubai doresc mere două sorturi, trebuie să fie roșu și dulce. Dar în Federația Rusă au gusturi mai deosebite. De aceea noi ținem cont de acest lucru. Nu întâmplător am zis că eu reprezint aproape 200 de deci membri în asociație care sunt o parte și producători și exportatori, o parte sunt specializați doar pe export, o parte sunt specializați și pe prelucrare, pe, deci prelucrarea produselor, vorbesc de cei de la fabricile de conserve care sunt în asociație la noi și întotdeauna noi punem la cale ce trebuie să facem, cum trebuie să ne aranjăm lucru ca să intrăm și să ne păstrăm pe aceste piețe. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Eu cred că noi cu dumneavoastră am putea continua discuția la infinit, că noi am vorbit tot de mere, dar avem și foarte multe alte produse la fel de gustoase și întrebate. Vă mulțumesc foarte mult pentru această participare și cu această ocazie vreau să închid, să finalizez acest panel. Mulțumim tuturor pentru discuțiile pe care le-am avut. Important este că toți cei care au întrebări acum cunosc mai bine din mesajele care au venit din partea speakerilor noștri, atât a domnului Alexandru Balta, cât și domnul Vitalie Gorincioi, fiecare pe subiectul lui, știți către cine să vă adresați, cu cine să vă consultați, ca să aveți posibilitate să vă diversificați, să vă îmbunătățiți accesele pe anumite piețe și să vă raliați cumva eforturile ca să beneficiați de oportunitățile care deja astăzi există în Republica Moldova. Astea fiind spuse, eu cu mare drag ofer cuvântul lui Andrei Crigan, care va
prelua moderarea a încă unui panel foarte interesant, unui panel care am încercat să invităm speakeri care iarăși se reprezinte multisectorial, din mai multe perspective, Republica Moldova, prin prezența ei, prin experiența, istoriile de experiență și de succes pe piața Federației Ruse. Andreea, ai cuvântul. Rodica, mulțumesc. Colegi, continuăm, dacă până acum am vorbit despre produsele alimentare mai mult și în special cele proaspete, trecem la produsele nealimentare în acest panel discuții și sunt bucuros că vom vorbi și despre partea de turism. Vreau să vă prezint în continuare pe vorbitorii din acest panel. Este vorba despre domnul Mihai Tornea, președinte Uniunii Producătorilor de Mobilă. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Anatolii Dzernovici, director Intercentru Lux, un jucător important din industria ușoară locală. Doamna Iulia Scaramolova, director general adjunct al Interconnect Management Corporation, dezvoltarea relațiilor bilaterale, oportunități în turism de afaceri, acestea sunt specializările dumneiei. Și domnul Sergiu Manea, președintele Asociației Patronatelor din Industria Turismului Republicii Moldova. Domnul Anatolie Dzernovici, dacă sunteți cu noi, doamna Iulia Scaramolova, domnul Sergiu Manea, nu eram conectat pe canalul de limba română, dar cred că acum îi văd pe colegi. Până se conectează doamna Iulia Scaramolova și domnul Sergiu Manea, aș vrea să începem discuția cu colegii... Da, colegi, я вас слышу. Добрый день. Добрый день, рады видеть вас снова. Спасибо. Bună ziua, domnul Manea. Vreau să încep cu o întrebare către domnul Mihai Tornea, președintele Uniunii Producătorilor de Mobilă. Domnul Tornea, ce înseamnă Rusia pentru producătorii de mobilă ca și piață? Din statisticile pe care le-am prezentat, aproximativ producția de peste $1 million este exportată anual în direcția pieței Rusie. Cum se simt exportatorii noștri pe piața respectivă? Ce oportunități oferă? Este una tradițională? С вашего позволения, добрый день всем. Я бы хотел сегодня общаться на русском, чтобы... Bună ziua! Vorbesc în română, ca cât mai mult să mă audă la direct, fără interpretare. Andrei, aș vrea să adaug niște date statistice. În primul rând să vă reamintesc de unde am pornit. Picul exportului în Federația Rusă a fost în 2013. Milioane de dolari, dar cu, din nefericire, doar 5 ani, cifra a căzut la 1,8 milioane de dolari. Din păcate nu am date pentru 2019, dar din câte știu, era cam 2 milioane de dolari. Atât s-a exportat din partea noastră pe piața Federației Ruse. Și au fost mai multe motive de ce s-a schimbat atât de vertiginos structura exportului. Cel mai mare motiv din perspectiva mea care a influențat piața a fost, cred că, conflictul militar în estul Ucrainei, dat fiind faptul că nu avem o frontieră comună cu Federația Rusă, deci toate mărfurile care se exportă, bineînțeles, merg pe calea terestră și trebuie să tranziteze și teritoriul ucrainean în așa fel ca să fie o componentă bună logistică. În 2014-2015 au fost mai multe treceri a frontierei de stat închise, terminalul din Harkov era supraîncărcat, existau careva riscuri de tranzit al mărfurilor prin estul Ucrainei și de asta foarte mulți producători și-au reorientat direcția de exportare
care nu purta un așa risc major de tranzitare a producției. Și ca să înțelegeți, ca să nu avem niște modificări cardinale, ce aici ține de volumul 2014, pofid acestor circumstanțe, am avut o creștere cu 2,4% per total a volumului, creșterii volumului de modele. Apoi a existat 2016 un boom în Uniunea Europeană. În 2017 am avut aceleași poziții, în 2018 și 2019 am avut o creștere de mediu 10% ce ține de volumul exportat de modelă. România este cea mai mare importator al modelei moldovenești, deși România are tradiții în ceea ce ține de industria mobilieră. Este cunoscută în toată lumea, mobila românescă și volumul este la 2 miliarde de euro, volumul mobilei pe care îl exportă România anual. Moldova, necătând la o concurență foarte acerbă pe piața românească, noi menținem pozițiile și avem o creștere de aproximativ 10-20% comparativ cu anul precedent. Și componenta logistică este important, pentru că agentul economic se reorientează pe alte pieți. Dacă nu putem exporta mărfurile, menținând o rată mică a riscurilor și cheltuielilor de transport care să nu depășească anumite, deci să fie niște sume astronomice, respectiv, da, se trece deja la componenta de marketing, la care s-au referit antevorbitorii. Da, noi știm să vindem, noi știm să producem mobilă, noi suntem competitivi cu asortimentul foarte larg, cum de piața României sau Germaniei, unde producătorii de mobile sunt firme cu branduri care exportă toate continentele lumii. Sunt numeroase, la fel, mai ales ce ține de mobile moale, ca să zic așa. Avem niște meșteri foarte buni sau tehnologi foarte buni. Și acum să mai menționez, nu vreau să fur prea mult din timp, ce ține de componenta logistică, doar în ultimii 2-3 ani s-a început compensarea acei căderi a anilor 2013, adică 14-15, exportul producții a crescut pe piața Federației cu 30 de milioane de dolari în anul 2019. Rusia este cea mai mare parteneră a nostru în țările CSI și este o piață strategică să ne redobândim poziția pe această piață. Recomandarea mea ar fi la moment ca să se conlucreze la nivel de guverne, să se accelereze semnarea acordului de comunicare auto internațională. Am fost în 1993-2016 când transportatorii noștri auto puteau, fără permis special, fără autorizație specială, să plece pe teritoriul Federației Rusiei, atât companiile moldovenești pe teritoriul Rusiei, cât și cele rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că asta reprezintă acum o barieră foarte mare, un obstacol ce ține de posturi logistice, așa nume ce ține de creșterea acestor
Окей, хорошо, большое спасибо, господин Торни. У меня, я хотел бы спросить следующее, если отложить в сторону вот, логистические проблемы. Так, ну, говорим о компоненте логистика, про которую вы рассказали. Да, про которую вы рассказали. Что наши экспортеры фруктов и другие экспортеры среди фрукты, которые утилизируют прав авторизации. Мы имеем авторизацию, сертификаты на чистение. Так, в основном, подкаристы потенциалу птицы русишки, din perspectiva dumneavoastră, pentru că există statistici, dacă vorbim de branduri, aceeași Ikea are o rată foarte mare de vânzări, undeva 40-50%, dacă nu mă greșesc, ce apreciază clientul rusesc în mobilă moldovenească? Ce cumpără și unde se vinde această mobilă? Vorbim de centre comerciale sau vorbim de careva consumatori așa, de gospodării, individuali? Конкуренция импортируется мебель серийного производства. Импорт мебели без серии, маре парте, парте пцени компании представляют продукты по orice тип de piață. Услуги импорта заказной мебели. Сервисы de импорт la comandă. Asta e dacă vorbim de sectorul hotelier, de restaurante, dacă vorbim niște proiecte mari care implică un anumit volum, da? Deci, mare parte este pentru consumatorul final. Da, pentru consumatorul final este vorba de se realizează în saloane de mobilă, în centre comerciale, ceea ce utilizăm noi și la când promovăm în cadrul expozițiilor comerciale și tendința mondială se vinde sau prin internet sau prin magazine specializate. Foarte interesant. Cine din producătorii noștri care exportează, cine utilizează vânzări online, nu avem așa producători. Но оно же трену факт, вензер онлайн, так как говорим о мобиле, то есть мобила есть у позиции ларга и баста. Экспортируют мебель, это все-таки идет речь о мягкой мебели. Говорим о мобиле муале, традиционал се винди май пуцин онлайн, потому что люди хотят пробези, ca să zic așa, se așeze, se culce, da? Se vadă cât e de moale, deci nu poți face online, nu poți să apreciezi calitatea și criteriile și textura și materialul. E greu, și e greu pentru o fotografie să-ți dai seama ce prezintă. Da, prin internet a noștri nu lucrează, dar pe piața românească avem asemenea experiență, clienții noștri utilizează internet vânzări, fabrica Tiara, care face mobilă moale, care carcase pentru playground-uri, pentru copii, pentru camere de pentru copii, alt client, compania Tandem, foarte activ, vinde dormitoare, deci acele unități de mobilă care, într-adevăr, se pot vinde pe internet. Dacă tot vorbiți de vânzările la ce utilizează exportatorii noștri? Deci vorbim de unități comerciale ale rușilor sau sunt niște suprafețe care sunt oferite de parteneri? Nu, la moment au un centru logistic pe care îl utilizează. Fiecare din aceste companii arendează un spațiu și încearcă ca să se promoveze individual. Logistic este clar, dar ce ține de consumatorul final? Are posibilitatea să comunice pe aceste platforme cu consumatorul final? Nu, în mare parte este partenerul, deci prin intermediul partenerului. Și acum ultima întrebare, am vrut să vă întreb dacă logistica se rezolva, ce ține de aceste autorizații pentru care este
потенциал de creștere pe segmentul rusesc. Nu știu, trebuie să ajungem acele 28 de milioane măcar, pe care le-am avut în 2013, când am vorbit de picul. Deci, de 15 ori trebuie să mărim, da? Volumul de export. Deci, nișa noastră mai este accesibilă sau o să fie? Nu, normal că nu, am și pierdut-o, da. Așa cum s-a menționat, timp de jumătate de an, orice nișă poate fi ocupată. Dacă este liberă, foarte repede piața se poate reorienta pe alte tipuri de livrări, alt tip de materiale. Deci nimeni nu ne așteaptă în Federația Rusă. Și acele unități comerciale pe care aveau contract cu clienții noștri deja s-au reorientat pe alți furnizori. De exemplu, pe cine? Cine sunt acei furnizori? Dacă cunoașteți, furnizori locali sau vorba de străini? De exemplu, România a exportat în 2018 184 milioane euro. Dolar de 184 milioane de euro. Da, pe piața Federației Ruse. Da. Хорошо. Окей. Спасибо. Мерси. Домнул Порля. Я хочу перейти к другому сектору. Клауд сектор. Мы общаемся с господином Дзерновичем. Сейчас консервируем к нему Дзернович. Импарта Интерчентр Люкс. Импарта Бине. Продукция очистки. Интерпрендер. Практику. Curtem sezonier și comparat produse, ne bucură foarte mult faptul. Spuneți-ne, vă rog, cât eu cunosc, piața rusească este cheie, da? Principală pentru Intercentra Lux. Cum vă simțiți acolo? Care este situația la moment? Cum afectează COVID-ul, da, situația? Și dacă există potențial de creștere pe viitor sau ce schimbări se întâmplă piața în general, din perspectiva dumneavoastră? Domnule Crigan, noi ca și orice structură de producere, bineînțeles, trecem printr-o situație destul de grea, e vorba de supraviețuire. Nu este vina noastră, bineînțeles, că s-au sistat vânzările și nu doar în Federația Rusă, doar și în alte părți. Am început destul de intens să livrăm. În România, vorbesc bineînțeles și piața internă, moldovenească, dar cea mai mare piață este bineînțeles cea rusească, 70% a produselor, vorbim de haine pentru bărbați și haine de iarnă, ele se livrează pe teritoriul Republicii Federative Ruse încă din 2016 și, bineînțeles, astăzi avem anumite întrebări ce ține de datorii pentru livrările anterioare, pentru că din luna martie realtorii ruși, companiile ruse, avem o piață angro foarte mare, 160 de angrosiști din toate regiunile a Federației Ruse. Deci producția noastră merge în toate regiunile, în toate orașele. Deci s-au sistat vânzările. Din cauza asta nu am primit banii, aproape de un milion de plăți. Și bineînțeles, avem careva dificultăți în acest sens, dar ne bucurăm, domnul Cregan, de alte lucruri. Datele statistice, apropo, foarte, mersi foarte frumos pentru prezentarea dumneavoastră, foarte analitică. Ați menționat că 16 milioane Federația Rusă se vinde ce ține de haine și suntem foarte bucuroși să vă informăm că 7 milioane din 16, adică 50% practic, este produsul nostru. Felicitările mele, mersi. Asta e una din unei întreprinderi care anual furnizează peste 90.000 de seturi de haine complicate de iarnă. Asta e unica întreprindere.
Bineînțeles, țin să vă informez că nu am fi ajuns la asemenea realizări. În 2016 am vândut doar 2500 de unități, 1500 de unități, dar nu am fi ajuns la acest număr. Mersi mult doamnei Berbeniuc și în general asociației, agenției de investiții pe care au conduce și MIEPO, îmi pare că era denumirea anterioară, dar grație lor, la USAID și la alte fonduri, cu ajutorul asociației noastre APIUS, am reușit să ajungem la acele volume necesare. Am participat la expoziții comerciale, internaționale, în Rusia, și anume acolo, începând cu acele expoziții, brandul nostru a devenit cunoscut, calitatea moldovenească pentru ruși este de talie europeană și conform consumatorilor, și acum am început să, de atunci am început să vindem tot mai mult și mai mult în fiecare an. Și chiar dacă cu potida situație nefastă, ceea ce se întâmplă în lume, acum când vorbim online, compania noastră care lucrează de monitorizarea piețelor și anume ce se ocupă nemijlocit cu vânzările pe teritoriul Federației Rusiei, recent m-au sunat, acum m-au sunat și au zis că la una din expoziții ei deja, timp de 3 zile, au reușit să facă aproape 5.000 de comenzi pentru primăvara anului 2021. Asemenea, indicatori sunt foarte îmbucurători, este doar un început, cu Doamne ajute și cu suportul doamnei Verbeniuc, dacă vom fi ajutați și în expoziția de 1 septembrie, deci altă expoziție internațională, cred că noi atunci vom ajunge la alte volumuri, cel puțin 60% din piață pe care o menținem pentru colecția de primăvară, cred că am putea o să o menținem, să o asigurăm, și în citișor am acoperit și datoriile și vom merge înainte. Asta este situația. Mersi mult. Sper că în luna septembrie, într-adevăr, veți avea această oportunitate și ocazie. Din câte știu, ultimele informații, nu doar de vorbe de sfera industriei ușoare, toate expozițiile practic se anulează încet cu încetul, din păcate, dar asta este așa, mai o perspectivă mai pesimistă, dar totuși sper să va reuși participarea la această expoziție. Vreau să vă felicit pentru rezultatele atenție de echipa dumneavoastră pe piața Rusiei, adică prezența directă și de experiența noastră, mai ales că aveți așa brand foarte interesant, cu rădăcini italieni, poate, pentru că designerii voștri sunt italieni. Asta, eu cred că asta și este garanția succesului dumneavoastră. Ați văzut și statistica, practic 3 din 10 preferă ruși, preferă brand. Ceea ce nu este brand, iarăși, nu este solicitat. Respectiv, voi ați putut menține, grație acestui brand, și sunt foarte bucuros că ați menținut prezența chiar și în perioada pandemiei și aveți rezultate bune, sau cel puțin rezultate cu care vă puteți, sunteți satisfăcut. Știu că aveți și unități comerciale, da? Proprii, da? În acele 160 de parteneri. Domnul Cregan, vreau să ofer cuvântul vicepreședintelui holdingului nostru de promovare, de export, Vladislav Dzernovici, el e de plin. Deci el 24 de ore pe zi se ocupă de promovarea producției și el poate să vă răspunde exhaustiv. Bună ziua, Vladislav, v-am văzut iarna. Nimic nu... era bine atunci, erau reduceri, pandemia nu era în cale, nu știu, care e situația acum? Frank vorbind,
Anatol Ivanovici deja a menționat situația. Da, într-adevăr, este sub a supraviețuit cel mai puternic. Cam asta e metafora. Da, vreau să sprijin cele spuse. Da, ar fi bine. Deci nu mai este expoziția de septembrie, o să aibă altă denumire, dar iar mâine, oricum trebuie să arătăm produsele noastre partenerilor noștri, că suntem vii, că suntem puternici, că suntem gata să prezentăm colecții noi și o să fie un indicator foarte important al stabilității noastre ca companie, ca reprezentant a Moldovei în general. Și dacă solicitările noastre ar fi fost examinate pozitiv, noi chiar am fi foarte mulțumitori. Ce ține de vânzările actuale, bineînțeles, noi nu suntem doar pe teritoriul angrosiștilor noștri, parteneri din Federația Rusă, noi le livrăm și pe platformele online, Burberry, Lamod și altele. Formatul de cooperare cu aceste companii este în baza unor contracte și noi le considerăm, de fapt, ca entități comerciale proprii. Ei lucrează în bază de comisiuni, de la totalul producției vândute. Și trebuie să menționez că, din păcate, a căzut foarte mult piața. Deci oamenii nu au posibilitatea să mai meargă la magazine ca înainte. Imaginați-vă că nu era carantină totală. Înțeles, s-au scăzut vânzările, aproape jumătate. Da, au scăzut cam cu jumătate indicatorii planificați. Online a crescut la produse alimentare, la produse de... dar la haine a scăzut. Dar totuși, noi înțelegem că piața online va crește, este o nișă importantă unde trebuie să fim prezenți și noi intenționăm să consolidăm cooperarea noastră prin intermediul unor posibilități inovative cu aceste platforme. Trecem la alt nivel de cooperare, ca să zic așa. Mai reciproc avantajoase și mai sustenabile. Bineînțeles, necesită și investiții, dar sunt acele investiții care se vor rambursa în 3-4 ani. Ce ține de alte pieți europene, da, sunt pieți europene și America este interesantă pentru noi, dar aș vrea să accentuez faptul că piața Rusiei a fost și este și în perspectivă va fi cu mult mai simplu de accesat sau de capturat, da? Decât orice altă piață. Piața europeană, americană este cu abundență mult mai mare și calitatea europeană, care putem să o satisfacem, noi putem să mai uimim rușii. Pentru europeni nu suntem nimic nou, pentru că suntem de rândul cu alți producători din Europa și nu vom mai avea acel succes sau acel avantaj, da? Față de alții, care o avem în Rusia, venind cu această producție europeană, pentru că calitatea europeană este foarte importantă pentru ruși. De asta aș dori succese tuturor să intre pe această piață și, bineînțeles, prin contactele care sunt în comunitatea APE, să puteți contacta cu noi la direct și să împărtășim orice tip de informații care vă ar putea ajuta în valorificarea acestei piețe. Mersi mult pe colegii din industrie, o să vă rămână recunoscători, dar trebuie să ne ajutăm reciproc, într-adevăr, ca să creștem împreună. Odată să termine pandemia, ați vorbit de online, în principiu până la pandemie, care a fost rata? Înțeleg că nu a fost tare mare, 30% de ruși cumpără haine online. Experiența dumneavoastră, cam cât ați vândut online?
Ce procent mai mare, mai mic? Noi planificăm de la 15 la 20% din volumul producției noastre. 80% merg online. Înțelegeți, da? Deci până la... Ok, ok, хорошо, это очень хорошо. Vorbim, deci, până la 20%. De cred că este un indicator foarte bun. Se schimbă obiceiurile și cutumele consumatorilor. Se va face tot mai des online. Puteți valorifica în această platformă să vă recapătați potențialul și să vă consolidați pozițiile, pentru că, într-adevăr, între industria textilă, de producerea hainelor, cât este o etapă, un an, unul din cele mai grei. Într-adevăr, cine va supraviețui, acela va supraviețui. Cine nu va face față, va trebui să-și schimbe genul de activitate sau să o ia de la început. Bun, felicitări! Cred că sunteți dintre cei jucători puternici care vor supraviețui și aveți și brandul dumneavoastră. Asta este foarte important și ați putut să treceți de la industria în lon, ați putut să vă reorientați pe propriile haine. Și lucrați într-adevăr foarte mulți parteneri dumneavoastră la direct. Cred că este un exemplu bun și pentru alți producători. Cred că este o abordare foarte corectă. Dacă am și pot să vă rog și eu ceva, aș vrea, doamne Verbeniuc, să mă adresez. Mersi foarte mult că ne-ați invitat la această platformă. Говорите, разговаривайте, потому что у нас есть жизненная необходимость. Avem niște necesități strategice de a extinde livrările noastre și am dori să participăm. În acest sens, au fost discuții la finele anului trecut că există o inițiativă de a crea asociația în Rusia, Moscova, un fel de complex de expoziție permanent al mărfurilor de produse moldovenești, dar nu doar pentru funcție de publicitate, dar în funcție de comerț propriu-zis, unde vor veni businessmani din Federația Rusă și vor veni în contact direct cu producătorii moldoveni. Și noi cred că noi, ca producători, cred că în felul acesta am putea extinde și vânzările noastre. Dacă există o asemenea posibilitate, v-am ruga să realizați acest proiect. Este, poate deveni unul foarte și foarte interesant. Știu că ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, Andrei Neguță, chiar îi mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-a acordat împreună cu secția economică, Oksana Greceanu. Cred că va prelua deja activitatea acestei secții, ne-a ajutat foarte mult în sensul de promovarea brandurilor moldovenești, Federația Rusă, și cred că cu ajutorul ambasadei dumneavoastră, nemijlocit, doamna Verbeniuc, cred că am avea Rusia, într-adevăr, un loc, o locație tradițională, un centru, unde am putea aduce producătorii moldoveni ca să creștem vânzările pe piața Rusiei. Este, cred că, o direcție prioritară din timp de perspectivă. Mersi mult pentru aceste comentarii. V-am ascultat, am și notat. Da, a existat o inițiativă anterior, era vorba de implementat această la Moldexpo, asigurând acea prezență permanentă de care s-a vorbit. Bun, vom ține cont de doleanțele noastre, sunt de acord că expoziția mobilă vine și pleacă, are alte sarcini, dar despre că vorbiți de expoziție permanent, are alte sarcini și ca o trampolină de termen lung pentru prezența pe piața Rusiei. Mersi mult! Mersi, colegi! Aș vrea să trecem la următorul sector, nu deja nu ține de producere. Este vorba de sfera de servicii.
Sunt foarte bucuros că putem vorbi cu doamna Scoromolova și domnul Manea, ca colegi, cum ce părere au din perspectiva turismului, a relațiilor economice bilaterale, cum se privește Republica Moldova din Federația Rusă. Doamna Scoromolova, prima întrebare la noastră, cum o vedeți? De Republica Moldova, care sunt avantajele de a atrage businessul rusesc în vederea consolidării relațiilor comerciale și chiar să atragem businessmani ruși. Mersi mult, colegi, chiar mersi mult pentru această oportunitate. Cum am putea să închegăm aceste, consolidăm aceste relații bilaterale într-o sferă așa de interesantă, cum este turismul? Turismul e de obicei la desert, chiar este plăcut, dar trebuie să uităm că turismul este și economie. Noi înțelegem că exportul de servicii turistice ocupă locul 3 după exportul produselor chimice și a produselor petroliere. Deci există o serie de state care au pus accentul pe turism, înțelegând cu alt potențial de export, nu l-au pur și simplu. De exemplu, Croația, vecinii dumneavoastră au un sector destul de larg al serviciilor de turism, aproape 40%, Spania 16%, rușii nu pot concura deocamdată, da, la cu așa o rată mare, dar 10% aproximativ exportul serviciilor turistice în Rusia există. Vorbim de faptul că Rusia a trebuit să devină pentru Republica Moldova un partener, un donor de turiști interesant. Vă dau niște date analitice, am cerut de la Asociația Patronajelor a Turismului, am cerut statistici de intrarea pe direcția Republicii Moldova și ce avem? Din Rusia, în Moldova au venit 202.000 de oameni, doar 14.700 au stat în locație. Doar cele 14.000 au fost microinvestori ai Republicii. Ceilalți au venit la rude, ospeții sau au venit doar pe o zi. Au plătit doar companiilor aeriene, da? Nu au stat aici, nu au stat la hotel, nu au stat în alte... Asta este rata. Deci vorbim doar de 7% contribuția rușilor pentru turismul Republicii Moldova. Dar noi înțelegem că avem 48 de milioane care pleacă din Moldova. În Moldova ajung doar 202.000. Deci vorbim 0,4%. Perspectivele de creștere sunt enorme, înțelegând că nu mai este nou. Rușii pleacă oriunde, cât de departe. Nu mai este nou nimic, nici Europa, nici țările cu litoral, și este și cerere pentru emoții noi, pentru direcții noi, astfel cum vom prezenta aceste emoții, chiar vreau să vă prezint, noi ca companie care se ocupă cu turism de afaceri, cea mai mare întreprindere privată din Rusia, care face turism de afaceri și turism în masă, noi înțelegem ce trebuie făcut, ce trebuie să fac colegii noștri ca să intereseze corporațiile și retailerii în așa totodată. În februarie am participat împreună cu colegii la Academy Service, unul din cei mai mari operatori turistici din Federația Rusă și în cadrul... Am participat la o expoziție turistică, deci... A fost și un fan trip organizat, am invitat partenerii noștri, operatorii turistici, prezentanții companiilor mari. Timp de 3 zile am analizat și am examinat, am testat, am gustat infrastructura dumneavoastră turistică și serviciile de aici. Practic toți au avut emoții pozitive și așteaptă în răbdare ca să termine carantina, ca să ai posibilitatea să testeze mai departe aici, la întoarcere, dar în careva nuanță. Bun, spuneți-ne mai întâi momentele pozitive. Ce le-a plăcut? Ce le-a plăcut? Spuneți-ne 1, 2, 3. În primul rând, vinul. Brandul va rămâne, siguranță, Moldova este un centru, este o destinație a gastronomiei vinologice, de a mânca și a bea gustos. Este plăcut și la ruși le place, după câte știți, da?
Mai departe, vorbim de tema culturală și legăturile noastre culturale. Ne permit să arătăm potențialul Moldovei și din scop de explorarea culturii. Și o a treia direcție este mai ales turismul sau turismul de afaceri, unde am putea aduce corporații mari la niște eventuri corporative. Bineînțeles, trebuie să aveți congres, holuri de conferințe mari, dar nu la asta mă voi opri. Dacă vorbim de corporații mondiale, ele cheltuiesc anual $1 milion anual pe aceste eventuri corporative. Asta undeva până cu 4-5 din cheltuielile operaționale, da? Dacă vorbim de alte tipuri de cheltuieli pe care le poartă companie. Cred că ar fi foarte interesantă direcție de dezvoltare de perspectiva turismului și nu doar cu rușii și cu europenii și cu orice alte țări. Cum vorbiți de bugetele de $1 milion a companiilor ruse? Nu. Vorbesc de corporații mondiale. De asta structura produsului noastre turistic trebuie să fie sector mass, sector orientat atât pentru ruși, dacă vorbim de ruși, cât și alți consumatori. Dar prin faptul că noi lucrăm cu alte corporații mari și alte state, noi înțelegem foarte bine de ce au nevoie aceste corporații ca să fie atrase de produsul nostru și să-l achiziționeze. În primul rând, este o infrastructură bună, da? Asta trebuie să fie. Centre mari pentru a amplasa turiștii, pentru că corporațiile mari nu vin companii mici, ci vin într-o cantitate de 200 până la câteva mii de oameni. Am avut asemenea experiență. Și trebuie undeva cazați, nu așa? În același moment, simultan. Am analizat viața voastră turistică și m-a tras atenție că numărul de camere, hotele de sectorul 5 stele este doar de 265 de camere. Înțelegem că un client VIP nu poate fi cazat în 2 sau în 3, se împasează o persoană pe cameră, mai ales că dacă vorbim de turism de afaceri, unde vin în... Deci avem doar 150 de numere. Dacă vorbim de 4 stele, atunci capacitatea nu este chiar, este doar de 793 de numere. Cred că în acest sens avem unde crește și unde investi, anume în acest sector ar putea să fie direcționate resursele sau investițiile, pentru că înțelegem că sectorul investițiilor nu se rambursează așa de ușor, va dura 7-10 ani, cel puțin investitorii sunt atrași de această sferă. Corporațiile mari solicită următoarele, de obicei este vorba de un sejur de 2-3 zile, mijlocul săptămânii, noi înțelegem că mijlocul săptămânii de obicei este ocupată de alți turiști, de asta avem nevoie de capacitate, avem nevoie de servicii excluzive, de iahturi, elicoptere, bineînțeles aici trebuie să fie gata să servicii la un nivel foarte foarte înalt, pentru că este prima cerință. Și bineînțeles, cost calitate, raportul trebuie să fie o parte bună, pentru că mulți parteneri se plâng că nu există flexibilitate în crearea unui produs turistic adecvat din partea operatorilor turistici moldovenești. Vă spun că cu autoritate, pe mai multe companii rusești aduc turiști ruși în Republica Moldova și au menționat această complicație. Pe lângă alte probleme, ce perspective de dezvoltare de cooperarea noastră și activizarea promovării produsului turistic pe teritoriul Federației Rusă sunt două căi, așa cum am spus, prima de scurt nu este turismul masă, profitabil, deci rambursarea termenului, dar trebuie să lucrați în segmentul lux
și, bineînțeles, de creat infrastructura necesară. A doilea lucru este crearea cu retailerii, crearea turilor de economie pentru weekend, pentru familii, pentru persoane fizice individuale, dar iar trebuie să investească în promovare, pentru că trebuie de creat această modă de sejur în weekend. Și dacă operatorul dumneavoastră nu va putea vinde turul său, atunci noi, bineînțeles, nu am primit nimic. Bun, eu aș recomanda să se lucreze cu blogerii, cu rețele de socializare. Am spus că Rusia este foarte activă în rețele de socializare și tineretul și persoane de vârstă medie. Așa că, da, adulți. Și acum persoane utilizează platformele online și, bineînțeles, formatul B2B, sau de fel de foruri, expoziții. Colegii au menționat despre forul cooperării economice între Federația Rusă și Republica Moldova, o secțiune ce ține de hospitalitate și serviciile și turism, care îndemn colegii să participe și cred că în cazul acestei secțiuni și panel avea posibilitatea să vorbiți despre produsele noastre la un public mai larg decât offline, pentru că de fapt se propune formatul online. Respectiv, cei care vor veni la FOR să-și prezinte produsele vor avea o acoperire mai mare, adică mai mult de 10.000 de persoane interesate din Rusia, Moldova și alte state. Cred că cu asta aș dori să termin. Mersi mult, într-adevăr, o evaluare foarte obiectivă și a potențialului și a perspectivelor. Din câte cunosc, ați menționat deja cetățenii ruși sunt, într-adevăr, vin mulți în Republica Moldova, pentru că au cetățenie dublă, vin la rude, da, foarte puțini rămân în hotele, dar asta este rata de cazare, într-adevăr, dar într-adevăr asta e legat de faptul că infrastructura noastră hotelieră nu este atât de bine dezvoltată, bineînțeles. Dar noi și vedem că turismul crește destul de bine, nu a fost în cifre bune, ce semne de dezvoltare a turismului în ultimii ani și vin și din Rusia și din alte țări. Este potențial foarte interesant și în perspectiva pandemiei, deci nu a rămas. Nu este atât departe, sunt curse directe, dar pentru turism în masă, bineînțeles, trebuie să avem o infrastructură mult mai dezvoltată, cu Ministerul Justiției și cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și cu alți donatori pentru crearea unui nou program de dezvoltare a turismului, care include foarte multe proiecte de dezvoltare a investițiilor și dezvoltare a infrastructurii. Sper că și Federația Rusă are în interes de a participa în acele proiecte, și anume în sfera hotelier, pentru că are acest centru de conferință, pentru că, într-adevăr, nu ne ajunge acest tip de infrastructură și anume atunci ele sunt absolut, bineînțeles, arhipline din cauza pandemiei. Bun, aș vrea să trec la domnul Manea. Ce limbă doriți să vorbiți? Da, добрый день, буду на русском. Да, вот, ну, вот если можете, это вот, русская, это правильно, мы тоже заметили, что комментатор Кармолова сказала про Юлия, спуска, небольшую гибкость. Ну, есть флексибилитаты, суффициенты, департ операторов туристич. Предложите более большую открытость. Подтверждаете, какой еще равно, что продукция моя флексибилит. Конфирмация, ну, вообще, кредит для вас. Чисто платы, чисто платы, будем платить. Спасибо. Да, мерси, коллеги, пентру oportunitatea de a lua cuvântul, într-adevăr, în ultimii ani, dacă vorbim de flexibilitate, s-a schimbat formatul, a scăzut prețurile la cursele aeriene, drastic a scăzut, am participat la diferite expoziții și promarket și leisure și altele, și în cadrul ambasadei, la diferite evenimente unde experții au adus cu concluzii, cu cifre, cu păreri și unde au participat și reprezentanții companiilor noastre aeriene, prețul per bilet a scăzut.
Probabil mai ieftin parte, în perioada pandemiei, toate aceste planuri și perspectivele care au fost la început de an, nu mai au valabilitate, desigur sunt în acum regim stand-by, acei parteneri de încredere care s-au lucrat foarte, care lucrează foarte mult Republica Moldova, foarte mulți ani, bineînțeles, și au transferat tururile turistice de alt an. Sperăm că va trece și perioada pandemiei și, în final, acea relansare a turismului, în turismul moldovenesc, va fi unul mai de calitate. Reprezentanții asociației noastre și operatorii și hotelieri și Horeca vor revedea și politica de costuri, da. Nu, în ultimul rând. Mersi mult. Și acum, doamna Skarmolova, ați menționat că infrastructura hotelieră nu este prea bine dezvoltată, da. Dacă vorbim de număr împrumător de turiști, de mii de oameni, care cred că este cu care grupuri de oameni am putea începe acum? Acum, având infrastructura pe care o avem, produsul nostru turistic, cui să-l oferim, la ce categorii de turiști? Mersi de întrebare, așa cum am zis, dacă atragem atenția la segmentul premium, vorbim de iarăși corporații, iarăși este sectorul comercial, nu urmează să le dau nume, dar trebuie să pregătim din să planifice și să pregătească din timp, cel puțin 6 luni înainte, pregătirea unor camere se poate, cel puțin de eliberat un număr necesar. Camere, în doilea rând, trebuie să ai ușor construcțiune pentru aceste evenimente, pentru că corporațiile pleacă la diferite feluri de conferințe, masterclass-uri, orice alte eventuri corporative, care au nevoie de sali de conferință destul de mari și trebuie să fie plasate într-o singură locație, ca să fie logistic acceptabil. Am văzut câteva locații, de exemplu, castelul Memni, dar are o capacitate mică, însă un exemplu bun de resort de premiu, nu pentru un număr prea impunător de oaspeți, însă în același timp, dar în general, pentru a petrece o asemenea event de calitate, de clasă înaltă, este bun. Și noi am, colegii mei au apreciat pozitiv. Ce ține de alt segment, care este mai econom, acestea sunt sejururi de weekend, așa cum am spus, care începe vineri și se termină cu zborul duminică spre Federația Rusă, ca să aibă posibilitatea clientului să se pregătească pentru ziua de lucru. Vorbesc de cupluri familiale, vorbesc de cupluri familiale cu copii, vorbesc de tineri, vorbesc de tineri de vârste medie și, din câte eu înțeleg, deja se lucrează în aceste direcții și partenerii din asociațiile noastre, operatorii noștri turistici, deja aduc, al doilea an, deja aduc asemenea, aduc turiști în Republica Moldova pentru aceste de sejururi. Pentru că este cerere și este un feedback foarte bun. Noi credem că cel mai din perspectiva costurilor este cea mai bună cale, pentru că nu există multe investiții. Bineînțeles că ca să investești mult pe termen lung, trebuie să ai mulți ani. Dar dacă vrei să cheltuie puține, să creezi un produs bun, să-l promovezi, pentru să-l targetezi pentru un client retailer și să fie asta. Ați vorbit de statistici, de hotele de 5 stele, de 4 stele. Da, nu avem un stoc așa de mare ca să atragi acest turism în masă, care ar trebui să fie rata de creștere a acestei capacități, ce ține de oferta capacității acestor camere de 5 stele, 4 stele. Experiența noastră, cadrul șocher similare, am avut experiențul de mare, noi aducem cam până la 10.000 de turiști în cadrul evenimentelor noastre. Pe an, da? Da. Asta vorbesc nu doar de intern, pentru că noi suntem operatori și pentru turism extern și turism intern.
Dacă vorbim de extern, 10.000 asta e practic. Asta este, există un potențial, de două ori mai mare sau de trei ori mai mare decât numărul de turiști care se cazează în teritoriul Republicii Moldova, da? Statistic. Dacă vorbim de lucru individualizat cu anumite locații, unde trebuie să se pună accentul nu doar pe cantitate, dar pe calitate, trebuie să găsească niște suprafață de teren adecvată, unde se construiască un hotel bun, complex hotelier de 4 stele, dar cu o infrastructură bună, pentru că 4 stele este ok, dar dacă ele sunt în singură locație, dacă o sală de conferință este într-un bloc și cealaltă e în alt bloc, atunci ea este, nu este bună pentru asemenea tip de eveniment. Mersi! Да, что у нас все-таки есть такие... Într-adevăr, nu avem asemenea hotele unde se pot petrece eventuri până peste 300 de persoane. Bineînțeles că partenerii noștri, membrii asociației, de tot timpul pot să ne ofere programe interesante, individualizate, cu niște locații neobișnuite, este și o soluție interesantă. Zboruri cu char, cu avion privat sau elicopter, deci din aeroport până la hotelul Emini sau la Purcari sau la Cricova sau la Menești Mici, cred că o să fie o surpriză interesantă pentru oaspeții noștri. Bineînțeles și mai industria, aceste... și niște elaborare un programe individualizate, culturale, de afaceri, de divertisment și operatorii noștri turistici sunt gata să presteze servicii de calitate pe viitor, dar trebuie relansată. Iarăși trebuie să menționez în coming-ul este pe loc, la moment niciun turist în Republica Moldova, așa cum s-a prezentat de antevorbitor. Sperăm că de la 1 august probabil că se va relansa comunicarea avia între țările noastre și va fi posibilitatea ca turiștii țărilor noastre să... Deci să intre în țară fără ca să fie pasat în perioada de carantină. Sperăm să o să ne reușească și vreau sper că colegii vor depune toate eforturile dacă să punem în materializăm toate cele perspective noastre. Mersi foarte mult, doamnă Stărmolova. Și acum, care sunt perspectivele dumneavoastră? Înțeleg că pandemia este peste tot și că a lovit foarte drastic, mai ales asupra industriei turistice. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea sau poate aveți careva soluții sau sfaturi pentru industria noastră hotelieră? Da, aș vrea să sprijin și mă alătur și eu cuvintele domnului Ormanea, că el este optimist. Da, Moldova are un produs foarte bun, acum trebuie să-l activizăm și să-l ameliorăm. Da, și noi sperăm foarte mult că pandemia va scădea, va din rotații și acum vorbim despre situația când nu există, nu vor mai exista careva obstacole. Dacă vorbim de cerere din partea rușilor, chiar și în condițiile curente, toate resorturile rusești, care se consideră resorturi, varianta clasică, ele sunt rezervate pe câteva săptămâni înainte, pentru tot sezonul, nu niciun număr, nici o cameră, nici în Krasnodar, nici în Crimea, câteva vile în care vile cu un preț de câteva milioane de ruble pentru weekend. Deci, într-adevăr, Rusia așteaptă deschiderea frontierilor ca să plece în țările caldă și dacă se redeschid frontierile, cu siguranță vor veni ruși și în Republica Moldova. Eu sunt, am încredere,
мы уже пропустили. Practic nu am stat, da, cam sezonul l-am și pierdut din cauza unor motive obiective, dar la viitorul, sezonul viitor noi vom crește rezultatele. Mersi mult pentru aceste și pe această notă de optimism. Haideți să facem rezumatul acestui panel. Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru pozițiile expuse și pentru atitudine pozitivă. Mersi foarte frumos. Mersi mult și dacă pot să mă reconectez și eu la finele acestui discurs. Turismul a fost o dragoste a mea specială, deci nu pot să nu comentez. Într-adevăr, sunt foarte mulțumitoare doamnei Cormolova că ea a stat cu noi până la urmă, a fost foarte activă, pentru că de fiecare dată când ne reunim și ducem asemenea discuții, este acea hrană informațională, e ca o temă de acasă, ca să se înțeleagă mai bine, să se simte mai bine. Ce se cere să fie o planificare și o ajustare și o individualizare mai corectă și mai rațională. Pentru ca să vinzi ceva, trebuie să corespunzi acelor așteptări față de produs. Iarăși depinde de piață, dar turistul din Federația Rusă este unul din cei mai doriți, ca să zic așa, oaspeți, pentru că sunt persoane curioase, doar să afle totul, să guste totul, cu un suflet larg, da? Și asta, bineînțeles, este interesant economic și pentru partea gazdă. Eu sunt optimist și realist în același timp, mai ales că am posibilitatea să comentez și să promovez aceste schimbări sau aceste măsuri de relaxare, de atenuare ce țin de această perioadă pandemică. Sperăm totuși în sfera turismului o să fie posibil să fie mai multe tipuri de turism de excursii care fie permis de la 1 august, conform măsurilor de relaxare. Ce ține de turiști străini și de frontiere, bineînțeles, el este legat direct de starea epidemiologică în țară, dar și la nivel global. Da, confirmând ce a spus doamna Iulia, pe lângă schimbarea trendului, schimbări, așteptări a unui turismului de afaceri. Criteriul siguranței, aceasta o să fie orice locație, orice destinație, țara alege, prioritatea o zi, un sejur de zi, sau mai multe zile, siguranța și securitatea. Condițiile, serviciile care se prestează la locație, asta vor adăuga foarte și foarte esențial la acele criterii de corespundere ce ține de încrederea turistului. În condițiile noi de viață, chiar dacă noi redeschidem frontierele, apoi mâine totuși realitatea s-a schimbat acum, nu mai fie cum a fost până la pandemie, oamenii vor fi mai chipzuiți, mai atenți și această imprintă, acest ecou al pandemiei, mult timp o să existe, noi am înțeles cu toții că trebuie luat în calcul și acest aspect, iar siguranța în turism nu rămâne un criteriu foarte mare pentru selectarea destinației. Chiar și în această situație de criză, noi ne-am axat ca și țară ca să ne pregătim și puțin în reorientindu-ne pe turismul intern. Avem o campanie care se cheamă Am pornit. Și are și sarcina de a promova piața, turismul intern, domestic, deci vorbim, bineînțeles, în siguranță, acele aspecte mijlocite care depind și de
operatori turistici, dar și de fiecare persoană individual. Noi cred că trebuie să capitalizăm având această perioadă de criză și ca gradual să ne întoarcem atunci când se va relansa turismul și când va avea turiști pe hotare, atunci noi să fie depășit toate aceste schimbări și să ne fi corectat ca să corespundem nivelului actual. Și ca să rezumăm, vreau să mulțumesc absolut tuturor vorbitorilor și cu doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Știm că numărul de vizualizări nu a descrescut, în ciuda faptului că am depășit cu mult timpul anunțat a acestei sesiuni. În același timp, numărul de persoane care ne urmăresc este în creștere, ceea ce denotă, de fapt, faptul că conținutul, datorită speakerilor și moderatorului Andrei Crigan, este încă activ și este pe interes și este necesar. Eu vă îndemn și vă încurajez ca informația de care aveți nevoie ulterior, inclusiv de contacte, puteți să apelați la noi cu mare drag, pentru că misiunea Agenției de Investiții este de a asigura acea punte de legătură între instituțiile statului, mediul privat, organizațiile internaționale, pentru a putea împreună, prin eforturi conjugate, să oferim cât mai multe informații, dar și asistență de diferit nivel pentru antreprenorii noștri în eforturile lor de a se extinde și de a se dezvolta. Vă mulțumim foarte mult, o seară frumoasă în continuare și foarte curând un weekend în care îl puteți petrece călătorind în Republica Moldova, vizitând harta pe MapMD ne-am pornit. De mâine se lansează o promoție cu premii și surprize. Fiți cu ochii pe noi, urmăriți-ne. Mâine la 12 este un alt eveniment live în care vom vorbi despre surprizele din domeniul turismului și toate cele bune. La revedere, mult succes! La revedere!